Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este Sergiu Mutreanu. Salutare! Și împreună parcurgem pagină după pagină din primul secol de după Hristos, din istoria strămoșilor românilor care sunt romani. Băi, cumva trebuie să justific treaba asta. Foarte bine, foarte bine. Ca de obicei începem cu erata. Sergiu? Da, de data asta tu ești cel care a călcat pe bec. Am avut noi o discuție așa un pic mai aprinsă și ai spus tu că după incendiul de pe vremea lui Nero nu a existat nicio molimă, da? Pe când după incendiul de pe vremea lui Titus, pe care l-am tratat episodul trecut, a existat. Și de curiozitate am căutat ce au scris istoricii antici și am găsit atât la Tacitus cât și la Suetonius mai multe paragrafe, de fapt un paragraf, dar mai multe cuvinte, mai multe asențiuni acolo, în care amintesc de o plagă și pe vremea lui Nero, care a urmat, exact așa cum a fost pe vremea lui Titus, a urmat incendiului din 64. Ok, și într-adevăr m-am uitat și pe niște cifre, pandemia de pe vremea lui Titus a fost ceva mai gravă, adică clar a fost ceva mai gravă, dar nici cea de pe vremea lui Nero nu a fost deloc de neglijat. Asta apropo, că discutam noi atunci apropo de competențele celor doi în materie de dezastre. Mă rog, nu era mare lucru, dar am zis să nu părem din nou impecabili, așa că am venit din nou cu această erată. Exact. Bine, deci mi se pare cumva corect și într-un fel e o reconfirmare a faptului că de obicei după astfel de dezastre mai vin câteva, există niște efecte, așa cum de exemplu în urma unui asediu să ai boli în rândul asediatorilor, în rândul asediaților, o să ai tot felul de chestii de genul ăsta, lucruri care chiar se întâmplă și într-adevăr un pic ciudat că nu erau acolo, dar sunt, deci am greșit eu și asta e bine. Bun, între timp vreau să le mai mulțumesc celor care ni s-au alăturat pe Patreon. De data asta îi avem pe Ștefan Rudolf și Mircea Tănasă. Vă mulțumim mult pentru sprijin și de asemenea lui Bogdan Cuteanu, care și-a modificat subscripția. Între timp, mulțumim mult la mai mulți, mulțumim. Și la mai mare. Exact. Între timp există un episod nou care e disponibil doar pentru cei care ne sprijină pe Patreon. Este o discuție pe care am promis-o de ceva vreme și am lăsat-o acolo și da, între timp... merită discuția, da. Foarte faină. Avem și un invitat special, dacă doriți să ascultați, dacă doriți să revedeți, abonați-vă și ascultați. patreon.com/podcastdeistorie. Și ca de obicei ne găsiți facebook.com/podcastdeistorie, podcastdeistorie.ro și ne găsiți în toate aplicațiile unde se ascultă podcasturi, și mai nou și pe YouTube, dar am uitat, cred, să pun un link pe site. A trebuit să schimb chestia asta la un moment dat, dar vară, cald, chestii. Bun, o să avem de data asta o discuție destul de... nu știu, de fapt nici nu știu dacă o să fie un pic în contradictoriu. O discuție destul de interesantă despre cel de-al treilea Flavian. Am mai vorbit despre el foarte puțin, l-am amintit când vorbeam de Vespasian. Cred că l-am pomenit chiar de când am vorbit despre anul celor patru împărați. Și da, e vorba de Domitian, ultimul care a rămas să preia cumva ștafeta după ce Titus a căzut răpus de boală în același loc ca tatăl lui. Mie mi se pare cea mai bună descriere sau nu știu, cea mai bună deschidere așa ca la șah, tot nu știu, un citat din Suetonius care spune așa. De fapt, am folosit citatul ăsta la Vespasian și zice așa despre Vespasian: era așa de sigur de norocul său și al copiilor săi, încât a îndrăznit să afirme în fața senatului că o să-i urmeze fiii săi sau nimeni. Da? Și acum nu mai putem să mimăm naivitatea dată pe vremea lui Vespasian. Bă, hai să ne întrebăm dacă vor urma sau dacă nu vor urma. Da, acum putem afirma clar că așa au stat lucrurile. Adică vin cei doi fii al lui Vespasian, vine Titus,
Și na, episodul trecut l-am ucis pe Titus. Iar după moartea lui Titus o să vedem în anul 81, da, se duce Domitian la garda pretoriană, ăștia îl declară împărat, vedem ce se întâmplă, senatul aplaudă cu frenezie, dar ca să nu-i deconspirăm viitorul, hai să-i răscolim puțin trecutul, să vedem da, cum ajunge Domitian împărat sau care a fost viața lui înainte să ajungă împărat. Exact. Și înainte de asta ar trebui să punem totuși un fel de bilețel de atenționare. Istoricii antici nu prea l-au la suflet pe Domitian. Sunt mai multe motive, dar în principiu sursele care nouă ne-au rămas au fost scrise la începutul dinastiei noi, care va fi în cele din urmă numită Nerva Antoninus sau Nerva sau Nervi, nu știu cum să-i spun. Și treaba asta influențează foarte puternic imaginea pe care o avem față de Domitian. De asemenea, oamenii care scriu cel mai mult, în cazul nostru o să vedem Suetonius, Cornelius Tacitus, dar mai sunt câțiva poeți de curte, Marțial și alții, care au mai rămas niște chestii scrise. Au rămas și de la Pliniu și de la Juvenal, da, cred că au rămas și niște satire, da. Exact. Au rămas, sunt practic dintr-o tabără, dintr-o zonă unde au avut de suferit de pe urma lui Domitian. Așa că să nu ne mire faptul că lucrurile sunt cumva dezechilibrate. Suetonius, de exemplu, este încă copil pe vremea lui Domitian. El se naște undeva prin anul 69 și moare undeva după anul 122. Până acum Suetonius a fost probabil una din cele mai importante surse pe care le-am folosit. Și el ajunge să povestească la un moment dat niște lucruri care se întâmplă cu Domitian la modul foarte personal. Cornelius Tacitus, născut în 56, este și politician activ pe vremea când activează Domitian. El se căsătorește cu fiica unui general și guvernator al Britaniei, Gneus Iulius Agricola. Și cumva, fiind vorba despre socrul lui, care aparent are un traseu foarte aproape de vârful ierarhiei, după care este trecut pe linie moartă sau poate se retrage el însuși. Nu știm sau o să vedem exact dacă se întâmplă treaba respectivă. Tacitus în mod sigur nu are cea mai pozitivă vedere asupra domniei lui Domitian. El chiar îl salută, nu mai știu în care, în istorii sau în biografia lui Agricola. Spune că ce bine că a venit Traian, că sub Traian curge lapte și miere și dacă mă va ajuta, dacă voi mai avea încă putere, voi scrie despre cât de minunată este domnia lui Traian. Având în vedere că Tacitus n-a mai scris despre domnia lui Traian, putem să ajungem la concluzia că poate că nu a fost chiar lapte și miere. Dar asta este o chestie pe care Tacitus nu ne-a mai transmis-o, nu ne-a mai zis-o, deci doar putem să suspectăm. Băi, eu zic că dacă ești totuși un cititor cu ceva experiență, poți să-ți dai seama totuși de nuanțele pe care le pun în descrierile lor și Tacitus și Suetonius. Eu unul, bine, acum fiind și ultima, adică după acest episod îl vom lăsa în urmă pe Suetonius, de exemplu, pe prietenul nostru din ultima vreme, și în cinstea lui eu mi-am pregătit foarte multe citate, mi-am pregătit o droaie de citate, adică na, dacă tot ne despărțim de el cu ocazia lui Domitian, măcar să o facem cum se cuvine. Dar asta vreau să spun, bă, nu e chiar așa cum ar părea. Știu, există un bias, există o vedere părtinitoare și din partea lui Tacitus și din partea lui Suetonius. În niciun caz nu este așa cum spune Tacitus, sine ira et studio.
există și un pic de mânie și există și un pic de părtinire. Nu e nimeni, niciun istoric nu e atât de echidistant cum și-ar dori să fie, nici chiar Tacitus. Dar eu m-am uitat la toate nuanțele astea și crede-mă, o să vezi foarte multe calități care se desprind din descrierea lui Suetonius, de exemplu, care teoretic e cel mai înverșunat împotriva lui și o să povestesc și un episod personal pe care el l-a trăit în perioada lui Domitian. Deci da, ceea ce spui tu are sens, dar dacă ai un simț critic, o vedere un pic mai profundă, îți dai seama de, mă rog, de lucrurile reale din scrierile celor pe care i-ai amintit tu. Bine, ideea fiind că foarte des informația este acolo, nu neapărat alterată și are și câteva straturi de opinie personală. Cam asta este ceea ce ar trebui să știe oricine intră în contact cu textele originale ale lui Suetonius, ale lui Tacitus. Noi am mai trecut, adică dincolo de asta eu am mai trecut prin și alte opinii. Sunt unii care îl condamnă foarte tare pe Domitian, cumva amplificând părerile negative. Marea majoritate, deci Domitian este unul din cel mai puțin studiați, cel mai puțin discutați împărați romani din perioada asta, care este de bine de rău încă bine documentată. Perioada care va urma o să fie din ce în ce mai săracă în surse. Nu știu exact care este motivul, poate că o să trebuiască să studiem și istoriografia Imperiului Roman din punctul ăsta de vedere. Numai că e clar cumva că nu, informațiile încep să dispară. Suetonius, Tacitus dispar, rămâne Cassius Dio, numai Cassius Dio rămâne în rezumate. Ăsta e motivul pentru care nici nu avem foarte multe informații despre războaiele cu Daci, de exemplu. Și da, e regretabil, dar asta este realitatea. Așa s-au întâmplat lucrurile și așa am ajuns. Ăsta e stadiul în care am ajuns. Bun, hai să începem un pic să vorbim despre cine este Domitian, cum a început el să, adică cum a ajuns să fie până în anul 69 când l-am amintit, ce s-a întâmplat cu el. Hai că-ți spun eu cum se naște și să-ți spun apropo de cum se citește un text la prima vedere și de cum se citește un text deja când, acum părem și noi un pic aroganți, când ai un pic de exercițiu în spate. Deci Suetonius spune așa: Domitianus se născu în a noua zi a calendarului noiembrie, pe când tatăl său era consul designat și urma să ocupe funcția luna viitoare în circumscripția 6 a Romei, numită Pomegranate. Bun, și ce înseamnă asta? În primul rând, dacă te uiți și zici, bă, a noua zi a calendarului noiembrie, crezi că el s-a născut în noiembrie, dacă nu știi. Fals! S-a născut în octombrie. Bun, ce mai, adică te uiți un pic, da, pe când tatăl său era consul designat. Bă, consul designat înseamnă că s-a născut, dacă țin un pic de istorie, s-a născut în anul 51, da, pe vremea principatului Claudius. Dar ce mai înseamnă asta? Înseamnă că tatăl său, da, că zice așa, urma să ocupe funcția luna viitoare. Deci ăsta s-a născut octombrie, noiembrie, ocupă funcția, da, noiembrie, decembrie, tatăl său. Înseamnă că nu a fost un consul clasic, în înțelesul republican al magistraturii, adică nu a intrat în funcție de la 1 ianuarie. Ține minte că aia era regula, da? A fost un consul sufect, exact. Și a ocupat funcția asta doar în ultima lună anului, avându-l coleg atunci chiar pe Claudius. Mă rog, după aia o să ajungă și consul clasic. La început a fost un pic mai timid. Și apropo de circumscripția 6-a, Roma era împărțită atunci în 14 subdiviziuni administrative, ca să zic așa. Dar cum sunt sectoarele Bucureștiului? Da? Fiind atât de mare, era mai eficient să o împarți în UAT-uri mai mici. De aia spun, aparent, ok, sunt două versuri, două rânduri din care, dacă le citești pe nerăsuflate, nu înțelegi mare lucru. Dacă ai un pic de exercițiu, s-ar putea să descoperi niște nestemate chiar și în textul ăsta și o informație din asta super prozaică. În principiu, deci ăsta a fost un exercițiu foarte bun. În principiu, cam asta fac istoricii și asta înseamnă analiză. Ăsta e motivul pentru care e foarte mișto să citești sursele originale, dar e foarte bine să ai
pe cineva care citește și îți explică contextul și îți explică posibile erori, inclusiv uneori apar erori de transcriere sau care sunt cunoscute și pe care le-am mai discutat noi de-a lungul timp. Deci da, foarte mișto exercițiul ăsta. Oricum, hai să ne întoarcem la domnul Domitian, pentru că Suetonius spune o chestie care mie mi s-a părut încă de la început foarte, foarte ciudată și nu are absolut nicio noimă. Spune despre ăsta, despre Domitian, că își petrece copilăria în mare sărăcie și infamie. Nu are nici măcar o farfurie și le vinde promisiuni celor din jur. Dă aici cazul unuia care a primit de la Domitian o scrisoare de un fel de promisiune că o să-l facă un magistrat în momentul în care e împărat. Și avea o scrisoare semnată chiar de către Domitian. Și Suetonius, pentru că v-am zis, nu l-are foarte tare la suflet, spune și faptul că Nerva, cel care îl va urma, l-ar fi folosit pentru plăceri la petreceri, la modul sexual, da? Deci cam asta este ceea ce sugerează Suetonius. Da, am citit și eu, da, spune că l-ar fi corupt Nerva, care era mult mai matur, ăsta era tinerel. În niciun caz nu cred că a adus lipsuri așa mari precum insinuează Suetonius, pentru că pe vremea când s-a născut Domitian, eu țin minte că Vespasian o ducea destul de bine. Adică familia aia nu prea a murit de foame pe vremea lui Vespasian. De asta zic că adică nu prea are, și eu zic la fel, că nu prea are foarte mult. În anul 51, să nu uităm, tocmai era consul. Bă, dacă și consulii, da, care sunt și senatori, și dacă și ăia mor de foame în Roma, adică, înseamnă că... Bine, sunt unii care sunt scăpătați după ce... după ce fac, îndeplinesc această slujbă. Numai că nu este cazul lui Vespasian. Cam asta e ideea pe care, păi, vezi tu, pe care o avem. Suetonius se contrazice un doi, pentru că el spune după aia că era un tip isteț, era un tip educat, că știa să citeze atât din autorii latini cât și din autorii greci atunci când situația o impunea, da? Uh-huh. Deci avea cunoștințe despre literatură, le avea cu retorica, le avea cu trasul cu arcul. Bine, chestia asta cu trasul cu arcul, da, să spun, el nu a beneficiat de școleala aia la palat cum a beneficiat Titus, care a fost, exact, în aceeași clasă cu Britannicus. El a beneficiat de niște lecții particulare, niște lecții private, și bă, mi se pare că alea costă mai mult, nu, decât să-ți pregătești copilul în privat, decât să-l duci la o școală cu alții copilași. Bine, adică... nu. Școala la care s-a dus Titus este totuși o școală foarte specială. Ei, glumesc, de acord. Da. Ce mi se întâmplă, ce mi se pare acolo? Am impresia, dacă țin bine minte, Suetonius povestește că Domitian nu prea e priceput în treburi militare, după care explică în foarte mare detaliu cât de priceput era cu arcul și era incredibil de priceput, adică ar fi putut să inspire mitul lui Robin Hood, știi? Băie, ce Robin Hood? Era un fel de Geoffrey Baratheon, adică nu știu, am stat și m-am gândit la un moment dat, serios, am stat și m-am gândit dacă nu cumva s-au inspirat ăștia scenariștii de la Domitian când au creat personajul. Adică era tot fiul unui principe, unui împărat, tot moștenitor de tron, urmează la tron, bă, cine știe, adică, na, deci fii atent ce zice, e genial. Uneori lua drept țintă palma deschisă a câte unui sclav care stătea la mare distanță și către această țintă îndrepta săgețile cu atâta precizie încât toate treceau printre degete fără a răni ținta. E foarte tare. Și de aici, bă, da, din legenda asta o să vedeți că o să-și atragă o reputație destul de sadică. Da. Bine, ce este, deci cel mai probabil ce se întâmplă e că Domitian rămâne la Roma în grija lui Titus Flavius Sabinus, fratele lui Vespasian,
și printre alții în grija lui Marcus Coccius Nerva, care la momentul ăsta este un prieten de familie al Flavianilor, adică e ceva de genul, nu neapărat să zicem un cheș înțelept, dar este unul din oamenii cât de cât apropiați de familie, adică nu. Și suspiciunea pe care o aruncă Suetonius pare mai degrabă o răutate aruncată cu cunoștința faptului că Nervai va succede lui Domitian. Hai să spun, aici sunt mai multe speculații la nivel psihologic pe care le-am intuit eu la istorici ăștia. Bine, mai mult modern, că ăștia antici n-aveau poate atâta, mă rog, atâta profunzime, atâta finețe. Deci e o chestie, se spune cumva că a fost afectat de faptul că nu s-a putut impune în fața tatălui și a fratelui mai mare. Asta e o teză. După aia se spune că a fost afectat de faptul că a trăit fără o prezență feminină maternă de la o vârstă destul de fragedă. Pentru că să nu uităm, am mai vorbit episoadele trecute, și sora lui mijlocie moare și îi moare și mama. După aia mai e o chestie, zicea unii că a fost afectat că și-a trăit copilăria și tinerețea în perioada aia nebună a lui Nero, cu tot felul de conspirații, de conjurații, de la-la-la și tot felul de, mă rog, de jumbușlucărel din astea care cumva, drag Doamne, i-ar justifica comportamentul și caracterul de mai târziu. Unele mie mi se par trase de păr, dar asta zic istoricii contemporani, nu știu, o fi un sâmbură de adevăr, n-o fi, noi vă prezentăm toate circumstanțele și contextul. Acum voi credeți ce doriți. Încercăm să strângem cam tot ce, nu neapărat cam tot, dar să rezumăm o părere care ar putea să acopere, să lase loc și pentru dubiu pe care alții nu l-au. Ok. Așa, să continuăm. Deci, cum ziceam, cel mai probabil se află în grija unchiului său și a prietenilor apropiaților de familie. Și ăsta este motivul pentru care îl întâlnim din nou în anul celor patru împărați, atunci când Titus Flavius Sabinus avea rolul de prefect al Romei. Prefect al Romei, așa. Și după o altercație cu trupele lui Vitellius, după ce Vitellius încerca să vină către Sabinus să-i ceară să-i cruțe viața și să se predea în liniște, soldații lui Vitellius au acționat practic contra acestei încercări a lui Vitellius și au încercat să-l prindă pe Titus Flavius Sabinus. El împreună cu Domitian s-au refugiat pe dealul Capitolin. Acolo Domitian a reușit să scape deghizându-se într-un adorator al zeiței Isis, iar Sabinus este capturat și executat de către oamenii lui Vitellius. Și da, această retragere, această cumva ascundere, pe lângă faptul că el avea doar 18 ani, adică ok, teoretic ar fi putut să facă ceva, să lupte, dar nu poți să lupți cu zeci de mii de oameni care sunt închiși în Roma și vor să-l omoare pe... să te omoare pe tine și pe încă unul, știi? Să știi că, foarte complicat. Dorine, situația lui Domitian atunci era mai mult decât ingrată. Să nu uităm că în momentul în care Vespasian era declarat împărat de legiunile lui din Egipt, din Siria și din Iudeea, la Roma domnea Vitellius până la urmă, adică era împărat de, nu știu, două luni și ceva. Și ce face Vitellius cu fiul lui Vespasian, așa cumva să aibă un leverage, să, mă rog, dacă se întâmplă ceva nasol, să aibă o monedă de schimb destul de puternică, îl ține cumva într-un arest la domiciliu, hai să zicem, adică îl ține în Roma, dar are ochii ațintiți pe el. Și într-adevăr, negociază cu Sabinus, el mai că ar vrea să se predea, nu-l lasă pretorienii, are loc confruntarea aia în care moare mai întâi Sabinus și după aia la câteva zile va muri și Vitellius. Dar asta arată cumva, puțin de, nu știu, puțin flair. Adică Sabinus, care teoretic era mai puternic și era și înconjurat de trupele lui, ar fi trebuit să scape, dar n-a scăpat.
În schimb, ăsta a găsit el o soluție acolo, s-a camuflat, s-a făcut un fel de preot și na, a reușit să treacă cu bine de anul ăsta. Bine, practic, dacă e să învățăm din treaba asta o lecție, câteodată e mai bine să disimulezi decât să lupți cu o forță mult superioară. Bă, uite, adică el a făcut foarte, foarte bine, dovadă că se arătă abia după victorie și fiind salutat cu numele de Cezar, primi onoarea preturii cu putere consulară, dar numai ca titlu, da, căci transmise funcția juridică celui mai apropiat coleg, da? Cu toate acestea, exercita atât de tiranic toate prerogativele puterii sale, încât devenise evident ce fel de om va ajunge. Dar ca să vedem ce om va ajunge, hai un pic o descriere fizică a lui, că dacă toți suntem aici, și chiar la 16 ani, cred că cam așa îl descrie Suetonius, spune așa, a fost de statură înaltă, cu înfățișare potrivită și rumen la față. Avea ochii mari, dar vederea slabă. Era chipeș și tot corpul era grațios și bine făcut, mai ales în tinerețe, cu excepția picioarelor, căci avea degetele prea scurte. Mai târziu, chelia, obezitatea și pulpele subțiri, din cauza unor boli îndelungate, îl urățiseră. Și mai spune că o chestie, nu știu dacă e importantă sau nu, spune că deranja foarte tare faptul că era chel, atât de tare încât se considera insultat chiar când i se reproșa altuia, chiar dacă era în glumă. Și conchide foarte filozofic chestia asta cu niște versuri scrise pe tema calviției, cred că chiar de Domitian, așa spune Suetonius, să fiți siguri că nimic nu este mai plăcut decât frumusețea, dar nici mai puțin durabil. Da, uite, foarte tare. Deci, cu alte cuvinte, frumusețea e trecătoare, da, o propoziție cu care se consolează de obicei cei mai urâți. Adică, na. Băi, poate n-ar fi bine să faci astfel de asențiuni. Nu, dar zic, adică, na, adică, bă, pe principiu ăsta totul e trecător până la urmă. Și frumusețea, și tinerețea, și viața, și adică, na, totul. Poate să nu fie trecătoare. Ei, nu, și aia, te senilizezi la o vârstă. Așa cum cuvintele lui Cornelius Tacitus au ajuns la noi și cuvintele lui Suetonius au ajuns la noi. Vezi? Băi, da, pe de altă parte, frumusețea Afroditei a rămas pentru totdeauna în acea... Păi da, mă, eu vorbeam de oameni, eu vorbeam de muritorii de rând, nu de zei ăștia veșnici, păi din Olimp. Dar oare nu, un muritor nu poate deveni nemuritor? O să vedem. Da, da, e bună exact. Pusă problema, dar s-ar putea. Bun. După, cum ziceai tu, după căderea lui Vitellius, este reprezentantul de facto al flavienilor în Senatul Roman. După cum știm, Vespasian abia ajunge pe la sfârșitul, aproape de sfârșit, mă rog, în septembrie, în anul 70 în Roma, că mai are diverse lucruri de făcut. Și Mucianus, cel care era la conducerea, mă rog, un pic indirect, dar era la conducerea legiunilor care au venit să ia Roma, are cumva rolul de a-l supraveghea pe Domitian. Și Domitian vrea cumva, el se uită un pic la fratele lui și zice, bă, poate până acum ar fi trebuit să-mi fac niște glorie militară, poate ar fi trebuit să ajung și eu să fiu ca el, să intru în față. Și în momentul în care Mucianus pornește înspre Rin să înăbușe tulburările din anul 70, despre care nu am vorbit noi foarte multe, nici nu sunt foarte importante. Ideea este că este o mică aventură militară și Mucianus... E o revoltă a unor triburi, da. Cum a fost, dacă vă mai aduceți aminte, Arminius? E un tip, un roman care îi conduce pe batavi, da? E un fel de Arminius, adică un barbar devenit între timp cetățean roman. Și asta face un pic de... Care este ideea, ca să înțelegem un pic? Există un mic interregnum până vine, cum ai spus și tu, până vine Vespasian din Egipt. Așa că mai sunt ceva mișcări centrifuge pe la granițele Imperiului. Și revolta asta batavă condusă de Gaius Iulius Civilis este una dintre ele. Ce mă distrează pe mine aici, adică tu, eu înțeleg ce spui tu. Faza e, eu îl văd pe Domitian altcumva. El primește titlul de Cezar acum, primește magistratura de pretor, primește puteri din astea consulare și deja se crede mare sculă pe basculă. Doar că aici Mucianus are grijă să-i bage mințile în cap.
Adică exact. Așa mi se pare. Îi zice, bă, băiatule, ia vezi, de... îl consideră destul de necopt și destul de imatur și nu vrea... Are doar 18 ani. Exact, exact. Nu vrea să-i dea în niciun caz. Ăsta ce voia? Ăsta voia să se ducă legat. Cred că nu. Voia să se ducă chiar comandant general împotriva, adică practic să conducă niște armate fără să aibă nicio pregătire în conducerea armatelor. Cam asta voia Domitian. Exact. Mucianus nu îi lasă chestia asta. Are de ales dacă să-l lasă pe Domitian la Roma sau să-l ia cu el. Decide să-l ia cu el pentru că e mai ușor să-l supravegheze. Și în momentul în care lucrurile se termină destul de repede, Mucianus îl convinge pe Domitian că nu prea are sens să pornească în alte aventuri militare, cumva arătându-i că orice ar face, tot pentru gloria lui Vespasian și a lui Titus, o să facă lucrurile respective. Și odată cu venirea lui Vespasian la Roma, rolul lui Domitian va fi într-adevăr mult diminuat. Nu știm dacă e din cauza feedback-ului că într-adevăr a fost mult prea rapace, mult prea dur și a acționat mult prea rău, dar știm doar că se retrage practic de la conducere, devotându-și timpul artelor și literaturii. Se retrage pentru că tatăl său, când vine, spune Suetonius că tatăl său îl ceartă pentru această încercare de expediție. Omul a încercat să vorbească și cu legații din Galia și cu ea din Germania și Vespasian, pentru a-l face să-și amintească de vârsta și condiția sa, că îl obligă să locuiască împreună cu el. Și cumva, na, la vârsta aia, la 18-19 ani, deja e cumva umilitor, pentru că la vârsta aia, la Roma, erai un bărbat în toată firea aproape. Pe de altă parte, chiar și ca bărbat în toată firea, erai sub papucul tatălui tău. Deci Domitian are chestia asta mergând pentru el. Dar chiar și Titus are treaba asta mergând pentru el, numai că Titus are niște rezultate și pe cont propriu și își mai sporește rezultatele în momentul în care activează în Iudeea. Mai face o chestie, adică mai vrea să se afirme, ok, n-a reușit în vest, încearcă și în est. Și zice așa, când Vologases, regele parților, a cerut niște trupe auxiliare ca să-i ajute contra alanilor, mai țineți minte când am amintit eu de alan, foarte frumos, și pe unul dintre fiii lui Vespasian pe post de comandant, Domitian făcut tot posibilul să fie trimis în locul lui Titus. Deoarece expediția nu a mai avut loc până la urmă, încercă să-i facă pe alți regi din zonă să-l cheme prin daruri și promisiuni. Deci omul încerca să scoată capul, să demonstreze lumii valoarea sa. Era un fel de manelist în devenire, dar nu-l băga nimeni în seamă, nu-i dădea timp de antenă nimeni. Între timp, Vespasian, ca să-l calmeze pe Domitian, încearcă să-i ofere alte preocupări și tot încearcă să-l convingă să se căsătorească cu fiica lui Titus, Iulia Flavia. Treaba asta e foarte dubioasă, dar e dubioasă, un incest micuț între un unchi și o nepoată după frate, nu e ca și cum nu s-ar mai fi văzut în perioada asta. Exact, nu e o chestie nouă și până la urmă este legiferată chiar de Claudius. Dar Domitian în momentul ăla are o aventură cu o anume Domitia Longina, care este fiica lui Gnaeus Domitius Corbulo. Am mai vorbit despre Corbulo, este cel care a fost obligat de Nero să se sinucidă și probabil unul din cei mai importanți vectori component din victoria lui Vespasian, pentru că Mucianus iarăși este cumva reprezentantul lui Corbulo, unul din cei rămași în urma lui Corbulo, unul din foștii lui clienți și unul din cei mai importanți. La fel, tot estul îi datora foarte multe lui Corbulo. În cele din urmă, relația cu Domitia Longina este de bun augur. Numai că pentru a intra în această relație trebuie să o divorțeze de soțul ei, pentru că, desigur, așa se fac lucrurile la Roma în momentul în care
îți începi o dinastie nouă și nu prea îți mai pasă de modicum de democrație care încă era simulat prin intermediul senatului. Așa, da, corect. Spune... Tipa era căsătorită, dar bine, n-a fost asta o problemă pentru familia imperială, cum zici și tu. Adică n-a exact, avut... exact. Bine, ce a fost, e o poveste amuzantă cu tipul ăla, o poveste care nu se termină foarte amuzant, am impresia că se termină cu el mort. Tipul ăla, în momentul, după ce a fost divorțat de Domiția, și-a păstrat practic... a făcut un legământ de castitate sau ceva de genul ăsta. Și Titus, pentru că ăla nu era era pe vremea lui Titus, Titus îi zice: "Bă, dar totuși chiar nu vrei să te căsătorești?" Zice: "Nu, nu, nu, ce, tu îți cauți acum, îți cauți și tu nevastă sau cum?" Da, a fost o glumă simpatică. Da, gluma asta nu știu dacă i-a mai servit atât de bine mai târziu, dar deocamdată rămâne această idee. Parcă am mai văzut-o la Otto și la Nero, nu? Deci... Băi, ăștia doi, tip asta, fica generalului Corbulo Axios, e destul de, mă rog, e o prezență interesantă în preajma lui Domitian. Adică da. O să aibă ăștia o relație așa cu du-te vino, se căsătoresc, vor avea și un copil. Asta cumva îi dă încredere mai întâi lui Domitian, o numește pe tipa Augusta, nu știu, a 3-a, 4-a, 5-a Augustă, da. Dar din păcate copilul va muri. Va muri în al doilea an după ce Domitian ajunge împărat. Și atunci Domitian o izgonește pe asta din căminul conjugal. Nu aș pune cele două în conjuncție. Izgonirea are loc din alt motiv. Păi bine, ok, el încearcă să justifice, să spună că de fapt tipul ăsta avea sentimente pentru, nu știu, pentru Paris, actor. Pentru un artist, ok. Dar după aia o cheamă înapoi, nu știu, nerăbdând despărțirea, o cheamă înapoi, cumva pretinzând cum a făcut și Nero cu Claudia, că bă, a cerut poporul acest lucru. Bine, deci din câte am văzut și există motive să credem că relația lor a fost de fapt pe fond foarte bună, cu o perioadă destul de scurtă, în restricțiile pe care le impune epoca în ceea ce privește o relație bună. Exact. Domiția îi supraviețuiește lui Domitian foarte mult timp și îi rămâne fidelă și este amintită și de... nu mai știu, ea moare prin 120-130, ceva de genul ăsta, și rămâne soția lui Domitian. Parcă și-a făcut și pe piatra funerară o chestie care să o lege de Domitian. Deci lucrurile sunt... Asta s-a întâmplat la bătrânețea ei, când a devenit și-a mai matură. În tinerețe, dar cum spui și tu, o relație bună în Republica Romană, da, o căsătorie acceptată, nu excludea libertinajul, să zicem așa, din partea tipului. Adică Domitian, o să vedem că el e acuzat de, mă rog, de aventuri mai mult sau mai puțin adulterine, dar na, cert este că după decesul fiului, Domitian nu a mai avut niciun copil cu Domitila. Asta e clar. Să vedem ce se întâmplă. Domitila e sora. Cu Domiția, așa, vezi? Foarte, foarte greu. Da, da. Și ca să nu mai revenim la povestea asta, în momentul în care relația lor va fi un pic mai nesigură, Domitian va descoperi în fica lui Titus, în Iulia Flavia, o nouă amantă cu care va menține o relație pe termen îndelungat, până în momentul în care moare din cauza unui avort, dacă ții minte. Deci hai să-ți spun, uite, e tristă povestea asta, ce zice Suetonius. Era excesiv de libertin, considera plăcerile erotice cărora le dădea curs un fel de exerciții pe care le numea gimnastica patului. Se spunea că el însuși își epila prietenele și cărnota cu cele mai depravate femei, adică cu prostituatele obișnuite,
fiindcă era legat prin căsătorie cu Domitia, iar refuză cu îndârjire pe fiica fratelui său, care era încă fecioară și care i se oferise de nevastă. Dar când aceasta se mărită cu altcineva, el o seduse când încă mai trăia Titus. Apoi, când ea își pierdu și bărbatul, nu doar tatăl, Domitian o iubi pe fată cu multă pasiune și fără să se ascundă și până la urmă chiar deveni cauza morții sale, silind-o să avorteze. Deci, da. Da, nu este o poveste lăudabilă, dar da, am notat. În fine, cam ăsta este Domitian până în momentul în care, cât timp tatălui încă mai trăiește. De fapt, cât timp tatălui încă mai trăiește, este numit consul de 6 ori. Suetonius o dă ca pe un lucru negativ faptul că este consul primar, să zicem, o singură dată, și de celelalte 5 ori este consul sufect. Nu știu exact dacă e cazul să vedem lucrurile în felul ăsta. Suetonius îi mai și reproșează că mai târziu va fi de prea multe ori consul, dar iarăși o să discutăm un pic. Am citit și eu pasajul ăsta și eu văd, interpretez altcumva, în altă cheie, pentru că, ok, într-adevăr, primește cele 6 consulate, poate că sunt așa mai mult, nu știu, da, sunt sufecte, unul i l-a lăsat așa din milă fratesul, poate sunt mai mult cu titlu onorific, dar în schimb, Domitian, ce câștigă Domitian pe vremea principatului tatălui său? Devine pontifex, devine augur, devine sacerdos, face parte din toate ordinele religioase posibile și imposibile. Adică, mă rog, ok, poate nici o funcție din asta nu-i oferă foarte mult auctoritas, în niciun caz nu-i oferă imperium. Dar, ce poate să-i ofere? Stând acolo 10 ani de domnie ai tatălui său și încă 2 ani de domnie a lui Titus, eu văd așa lucrurile. Domitian în ăștia 12 ani a căpătat indiscutabil o experiență administrativă, economică, juridică, nu știu, religioasă și de ce nu chiar și militară, care o să-l recomande până la urmă ca un principe decent și rezonabil, care cunoaște foarte bine treburile imperiului. Poate încă un lucru care se mai formează și poate un lucru care de fapt se formează în Domitian încă din vremea celor patru împărați, din anul celor patru împărați, este o distanță foarte mare de senatori, de senatul roman. Pentru că cumva le vede duplicitatea exprimată în mod direct. O vede afectându-i familia prin moartea lui Titus, îi vede afectând bunăstarea tuturor romanilor și le vede cât de schimbători sunt în deciziile pe care le iau. E un lucru foarte interesant pe care mie mi se pare că Domitian îl va aplica în cele din urmă, adică îl va folosi în cele din urmă ceva mai mult decât s-ar fi așteptat toți ceilalți. Corect. Se mai întâmplă ceva despre care discută istoricii, așa cumva aruncă o penumbră asupra caracterului Domitian din nou. În cei 2 ani de domnie ai fratelui său, se pare că Titus i-ar fi promis lui Domitian că vor fi parteneri cu drepturi depline, exact cum a fost Tiberius cu Octavian, dar mai ține minte că n-a primit. Tiberius de la Octavian a primit și puteri tribuniciare și Imperiul Maius și așa. Doar că Titus îl duce cu zăhărelul pe Domitian și în cei 2 ani, bine, în cei 2 ani cu molime, cu incendii, cu erupția Vezuviului, adică toate nenorocirile pământului, nu reușește să-l facă egal la domnie. Și cumva se speculează că Domitian avea o râcă destul de mare împotriva fratelui său. Poate, nu știu, poate de aceea Suetoniu și spune că n-a încetat să întindă curse fratelui său în secret și pe față și când îl văzu cuprins de o boală grea, porunci să fie părăsit mai înainte ca acesta să-și dea sufletul, ca și cum ar fi fost deja mort. El nu dădu memoriei lui decât apoteoza, adică l-a deificat, și adesea vorbea pe ocolite despre el în discursurile și edictele sale. Deci n-a avut ceva doar cu senatorii, a avut ceva și cu fratele său, se pare,
Deși aici, dacă mă întreb pe mine, bă, eu nu cred că, că relația lor era chiar atât de, de rece. Adică, ok, s-au văzut rar, ăsta era plecat prin Udeia, da, venit mai târziu, era diferență mare de vârstă între cei doi. Dar nu cred că în adâncul sufletului lui, eu cred că îl prețuia cumva, îl respecta pe fratele său mai mare, că, bă, fără să vrea, a învățat destul de multe de la, de la el. Fără să vrea, fără să recunoască, eu zic că a învățat cum se conduce un imperiu, mai ales în situațiile de criză, cum au fost ultimii 2 ani, că au fost numai crize atunci. Exact. Bine, acum Domitian cumva noi îl vedem prin lupa unor oameni care îl urăsc și care îl pun în contradicție cu practic oricine altcineva, așa că Titus, deși a fost șeful poliției secrete și a făcut o groază de lucruri, inclusiv să omoare oameni fără judecată sau lucruri de genul ăsta, tot Titus pare ca un om mult mai bun și mult mai puternic schimbat în momentul în care devine împărat, ceea ce cumva este destul de ipocrit, mai ales că a și domnit atât de puțin. Și mi se pare destul de facilă această aruncare a vinei în spatele lui Domitian. Am văzut-o de altfel și la episodul ăla în care Nero era acuzat de moartea lui Britannicus. Nu că nu este că ar fi imposibil ca Nero să-l fie omorât pe Britannicus, dar cumva toate semnele, toate informațiile pe care le avem acum și s-au mai uitat și niște medici și niște istorici mai dibaci acolo și e foarte posibil ca Nero să nu-l fie omorât pe Britannicus, cam la fel. Aici mai ales nu există nici măcar o singură dovadă că Domitian ar fi încercat, nu că ar fi încercat, că chiar a făcut ceva să-l omoare pe Titus. Păi nu, dar deci, fii atent, deci el nu dădu memoriei lui decât apoteoza. Cum adică decât apoteoza? Mie mi se pare că nu putea să-i ofere ceva mai înalt decât atât, adică să-și deifice fratele, mi se pare o onoare foarte mare și pentru unul și pentru altul. Da, și adesea, da, și adesea vorbea pe ocolite despre el în discursurile și edictele sale. Bă, da, e foarte bine. Urmându-i la tron, urmându-i la domnie, ținea cont de edictele sale. Da, faptul că vorbea pe ocolite, normal, se ferea și el de unul de altul. Da, trebuie să ai grijă cu cine vorbești, să vezi, bă, ce legi schimbi, ce legi le faci mai, nu știu, le ranforsezi, le faci mai laxe. Adică mie nu mi se pare, ți-am spus, depinde în ce ton citești scrierile astea și a lui Suetonius și a lui Tacitus. Pentru că se pot interpreta chiar așa, cu foarte mult echilibru și cu foarte multă, bă, bunătate, așa, condescendență. Nu e, na. Marțial sau Juvenal sugerează că Titus i-ar fi sedus nevasta, ar fi sedus-o pe Domitia, dar asta este doar genul ăla de bârfă care nu prea și are locul și de acolo cumva este trasată sursa animozității lui Domitian față de Titus, dar așa cum zici și tu, mi se pare foarte puțin probabil. Ok, o răceală între cei doi nu mi se pare o chestie surprinzătoare, dar de acolo până la al omorâ Domitian nu văd să aibă chiar genul ăsta de intenții. Plus că ți-am spus, din toată relația asta dintre flavieni, nu știu, tatăl său s-a înțeles bine cu unchiul lui Domitian, adică cu fratesul mai mare. Adică n-avea de ce, nu știu, și el a stat sub oblăduirea lui Sabinus multă vreme. Ok, că se simțea a treia roată la căruță de multe ori, că stătea în lectică ultimul, că era dus pe umăr în triumfuri și nu știu, îi se dădea un căluț mai mic, lua un ponei în loc, în timp ce ăștia încălecau pe niște armăsari. Bă, nu cred că e un motiv să te simți așa cumva exclus și să uneltești, să te gândești tu la tot felul de planuri din astea răzbunătoare. Nici pe departe. Da, exact, exact. Deci, cumva, Domitian, mă rog, aspectele astea ale lui Domitian sunt umflate și de sursele care ajung la noi.
În fine, faptul că nu prea pasă când, când Titus moare nu mă miră foarte tare. Relația dintre ei, adică nici măcar nu au crescut, nu au mers pe aceeași cale, nu prea au stat împreună. Dorine, dacă îi păsa prea mult, nu mai avea timp să se ducă la baraca a pretorienilor și să, să-l proclame ăștia împărat. Deci omul trebuie să se miște repede, să nu fie. Adică, bă, lasă-l, ok, oricum a murit, nu mai am ce să-i fac, hai să mă duc acolo. Și... să vorbesc cu senatul, senatul să mă confirme, să la, adică să devină împărat și de facto și de iure, să se miște lucrurile repede. Exact, și Domitian face chestia asta, adică ziua următoare senatul dă și numește tribun, îi dă puteri tribuniciene, este numit Pontifex Maximus, Augustus și Pater Patriae și gata. Deci treaba este consfințită, el este noul împărat. Sau, mă rog, noul. Bă, le-am înțeles pe toate, le-am înțeles pe toate, am înțeles și cum trece de la Pontifex la Pontifex Maximus și cu toate puterile alea tribuniciare și la. Dar n-am înțeles aia cu Pater Patriae, n-are logică, pentru că el era destul de tinerel atunci. Adică sunt destul de sceptic aici, nu zic că nu cred, dar la 30 de ani mai ține minte că și pe vremea lui Cicero și pe vremea lui Augustus târziu au acceptat ăștia să fie, sau târziu au fost făcuți de către senat, au fost numiți Pater Patriae. Bine, ideea e că de la Vespasian, Vespasian de fapt efectiv nu mai vrea să joace jocul ăsta de democrația cu senatul. Mai simulează un pic. Vespasian rămâne la Roma, Titus la fel, rămâne cât de cât la Roma, numai că Domitian nu mai are de gând să joace de a șoarcele și pisica. Ia tot ce poate să-i dea senatul, după care scapă foarte rapid de orice pretenții de democrație și începe să mute centrul de conducere mai mult sau mai puțin formal în cercul lui intim, practic la ceea ce am numit acum curtea imperială. Și acum dacă e să-i caracterizăm, deci nici nu știu cum să începem, poate ar trebui să vorbim foarte puțin măcar, că o să mai vorbim și pe final, dar foarte puțin să înțelegem un pic cum începe să-și organizeze aparatul administrativ. Pentru că Domitian, așa cum ai sugerat și tu, a folosit tot timpul ăsta ca să-și construiască experiență de administrare, dar este clar că în momentul în care primește pe mâini aceste titluri, aceste titluri vin cu atât, aceste titluri. El trebuie să umple și să-și construiască aparatul pe care să-l folosească pentru a conduce. Adică, bine, ok, poate să preia ce avea Titus, ce avea Vespasian, numai că el face lucrurile un pic altfel. Până să intre în pâine, din punct de vedere administrativ, bine, el o să vedem că o să intre și în pâine, și în circ, și în toate alea. Suetonius spune o chestie foarte tare, adică e o glumiță din asta de folclor, mă mir că nu o știam, dar cred că vine, o știam, nu știam că vine de la Domitian. La începutul domniei sale obișnuia în fiecare zi să se retragă mai multe ore și să nu facă nimic altceva decât să prindă muște și să le înțepe cu un condei foarte ascuțit. Când un om m-a întrebat odată dacă mai e cineva înăuntru cu cezarul, i s-a răspuns glumeț de către Vibius Crispus. Nici măcar o muscă. Foarte tare. Deci omul era singur, medita acolo, își pregătea cumva următorii pași din punct de vedere administrativ, o să vedem, arhitectural, spectacole, religie, din punct de vedere juridic. E un tip foarte, foarte, foarte tare din punctul ăsta de vedere și, mă rog, o să spui tu niște lucruri, dar o să vreau și eu să mă refer la niște chestii care țin de micromanagement. O să vedem cât de mult, ce părere bună poate să aibă Domitian despre el până la urmă și să pretindă și să creadă că se pricepe la toate. Bă, de cele mai multe ori nu e chiar așa, dar o să vedem. Da. De cele mai multe ori când pretinzi că te pricepi la toate, te pricepi destul de la puține lucruri, dar în cazul lui Domitian nu o să fie chiar așa, omul chiar face lucruri bunicele. Da, exact. Deci, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult povestea asta cu Mr. Miyagi de Roma. Că, deci, a trebuit să stau un pic să mă prind, ok, dar de ce făcea chestia asta? Și de fapt, ce se întâmplă? E o chestie pe care mi-am dat seama un pic mai încolo că Suetonius i-o reproșează, și anume faptul că se retrage și se izolează și stă de unul singur.
Și de fapt asta îl deranjează pe Suetonius. Păi da, că nu se consultă că cu senatorii. În lumea, nu, nu, nici măcar nu e vorba de senatori. E vorba de faptul că omul se izolează și stă de unul singur. În lumea romană treaba asta este un păcat capital. Dacă mai ții minte, asta e lumea în care dacă se întâlneau prea mulți, deja devenea o conspirație, știi? Adică oamenii erau foarte suspicioși și aveau anumite așteptări în legătură cu felul în care ar trebui să se comporte în societate cineva de spiță înaltă, știi? Păi, și dacă să stea de unul singur nu era în regulă. Păi dacă erai singur nu era în regulă, dacă erai prea mulți era conspirație, iar nu era în regulă. Păi bine, dar el, știi cum e, el fiind practic senator în momentul ăsta și după aceea și princeps, n-ar fi trebuit să stea singur, el ar fi trebuit să fie împreună cu toți ceilalți. Nu știu ce să zic. Înțeleg ce zici, dar îți spun, în atacurile alea, în cercul lui nemuritor și recent, în primul cerc concentric pe care îl descria Barbara Levick, nu? Parcă așa o chema istorica aia, bă, se află doar împăratul. În celelalte cercuri se află, după aia vine cancelaria, vin prostituatele, vin, nu știu, slujitorii și așa mai departe. Eunucii la început... și așa. Eunucii, da. Bun, e ceea ce mai face și el diferit față de ce au făcut cei de până acum, este că începe să nu mai stea în Roma. Și asta este chestia care îi deranjează cu adevărat pe senatori. Că în momentul în care princepsul pleacă din Roma, e o problemă. Adică, în teorie, consulul, senatul ar trebui să funcționeze în continuare. În realitate, structura curentă a Imperiului Roman nu permite funcționarea administrativă fără intervenția princepsului. Și, practic, în momentul în care Domitian pleacă din Roma, puterea, centrul de putere, pleacă și el. El multă vreme stă în afara Romei, își construiește o vilă la Alba și una la Cicei. De fapt, își face vreo 6 vile, vile serioase. Își face inclusiv în portul Neapolis, la Baie, își face la Tusculum, își face la munte, la mare, la Antium, adică. Da. Ideea e tot așa una logică. Roma nu oferea un peisaj deosebit după anul 81. Roma era un mare șantier în perioada aia. Se construia mult după incendiu, după incendiu era lui Titus. Era distrusă. Și Domitian a început să-și facă tot felul de reședințe din astea mai aproape, da, una mai impunătoare decât alta. Filozofia lui și asta zic și după aia te las, okay. Filozofia lui ca împărat, mie asta mi se pare și poate cumva vin ca o concluzie înainte de a vorbi mai în detaliu, este că împăratul trebuie să fie un fel de ghid al poporului roman ca autoritate culturală și morală. Și asta e motivul pentru care el pornește un program economic, militar, cultural foarte complex care presupune reconstrucția Romei, dar nu numai reconstrucția Romei, ci și construcții în diverse zone din imperiu, revenirea la niște principii economice mai serioase, chiar și o reformă a forțelor armate, care sunt destul de costisitoare. Și o să vedem că omul este vreme de cât o să fie? 15 ani? 16 ani? 15 ani? Da, 15 ani. 15 ani. Vremea de 15 ani o să fie un reformist. Un reformist care, da, poate ok, poate nu face niște reforme pe gustul nostru, dar care face niște reforme care sunt foarte utile pentru Roma pe termen lung. Chestiile astea pot fi trecute foarte bine și la concluzii, dar hai să zic și eu măcar așa două, trei concluzii aparente și după aia o să încerc să le justific. Ceea ce spui tu acum, că el călătorește mult, stă la Roma perioade destul de scurte de timp, cumva determină ca deciziile care se iau să nu prea țină cont de voința senatului. Și centrul de comandă, în loc să fie la Roma, să fie unde se află el. Și o să vedem, la început tu spui, ok, stă în Alba, stă în Circei,
Dar după aia o să vedem. Ajunge prin Germania, ajunge prin Moesia, ajunge prin Iliria. Deci, na, că omul era dornic de afirmare și pe plan militar și o să vedem că se destabilizează un piculeț. Adică sunt deja două centre de putere. Uh-huh. Ce mi se pare mie, ce am observat eu, mi se pare, na, un pic, poate cam profundă viziunea, nu am pretenția că am dreptate. Dar ce văd eu la Domitian? Și o să pornesc de la funcție lui religioasă. Mi se pare că el vrea să transforme statul într-o monarhie, să zicem așa, mai mult religioasă decât laică, hai să nu zic. Și el cumva se considera divinitatea din vârful acestui stat. Și de ce spun asta? El încearcă să scape de laicitate. Și cumva el vrea să fie, băi, eu vreau să fiu reprezentantul zeilor pe pământ, da? Că oricum devenise Pontifex Maximus. Și ca să scape de partea laică, trebuia să reducă din puterile senatului. Senatul era prin definiție instituție laică. Și nu doar laică, era și reprezentativă, da, cu echilibru puterii și, mă rog, nu lăsa să se bine, desfășoare în voie. Reprezentativă nu i-aș spune, pentru că în momentul ăsta princepsul sponsoriza cam jumătate, dacă nu mai mult, din senatori care nu își permiteau să treacă de granița aia de 1.000.000 de sesterți pe care trebuia să-i aibă ca să fie senatori. Să nu uităm că senatorii nu aveau voie să se implice în afaceri. În afaceri, da, pecuniare, da. Bun, dar întrebarea se pune, cum poți să... Ok, că nu aveau ăia, că până la urmă tot princepsul decidea, dar cum poți să controlezi cel mai bine senatul și, mă rog, să decizi cine face parte și cine nu face parte din el? Păi, te autonumești cenzor perpetu și rezolv problema legal scăpând fix de ce tip nu-ți place. Ai ceva suspiciuni, nu știu, nu-ți convine cum a votat un senator, nu-ți place de moaca lui, asta e, inventezi o scuză și îl dai afară. Asta mi se pare metoda legală pe care, foarte inteligentă, pe care a adoptat-o Domitian ca să nu fie acuzat mai târziu de abuzuri. Deci funcția de cenzor îi permitea să dea afară din senat pe cine voia el și să pună ce, să înlocuiască cu ce cos de topor dorea el. Da. Dar toată chestia asta, concentrarea asta de forțe, de putere, tribun, cenzor, consul, Pontifex Maximus, imperator, ce avea el tot acolo, mie mi se pare că a încercat să interfereze, de ce zic și cu partea asta de micromanagement, a încercat să interfereze cu toate celelalte domenii de activitate. Adică el este un jupân, el este divinitatea și știe tot. Știe tot ce se întâmplă în imperiu. Le are cu morala, cu familia, cu religia, cu armata. O să vedem, se ocupă de toate astea, de latura economică, monetară, construcții civile, partea juridică. Tot. Își bagă nasul Domitian, bă, cred că mai e ceva ca Octavian. Deci își bagă nasul destul de serios în toate aceste domenii și am multe citate care să o confirme. Eu nu zic că e de bine sau de rău, dar când un singur om încearcă să le facă pe toate și pretinde că se pricepe la toate, mă rog, asta spun. S-ar putea, adică n-ai cum, noi am mai discutat chestia asta, n-ai fizic, n-ai cum, dacă nu te ajută oameni de încredere ca să-ți implementezi viziunea în toate aceste microdomenii, nu prea ai cum să succid, nu prea ai cum să ai succes. Dar pentru Domitian există acești oameni de încredere. A, perfect. Atunci. Există acei amici, așa le zice, amicii imperiali, printre care este și acest Coccius Nerva. Nerva, da, da. Care, dar nu este singurul și sunt mai mulți. Este practic un sfat, e un istoric care a făcut o biografie prin 92, cred, și care i-a strâns toate numele. Mă rog, nu e foarte interesant, că sunt foarte multe nume care sunt inutile dacă nu vreți să vă dați doctoratul din Domitian. Dar acest, deci practic nu ia hotărârile de unul singur, dar este clar că se implică în ele și ia parte din ele. Mie mi se pare că nu are prieteni, Dorine. Mie mi se pare că Domitian nu are prieteni și o să spun imediat de ce. Mi se pare că are niște coechipieri, niște subalterni care îl respectă. Le zice amici, dar aia nu înseamnă că sunt amici. Sunt amici în latină, numai nu, acord, nu română. Am înțeles. Dar spun, și ăștia din jurul lui, apropo de administrație, uite, cea mai tare chestie pe care o spune Suetonius și mi se pare că cu asta echilibrează 10 lături pe care le aruncă
pe Domitian. Împărți dreptatea cu grijă și zel, dând de cele mai multe ori audiențe extraordinare la tribunalul său din For, ca să hotărârile centumvirilor date prin intrigă, centumvirii ăștia îi asistau pe pretori în procesele civile, recomandă de mai multe ori judecătorilor să nu dea hotărâri pripite în procesele de despăgubiri, stigmatiză pe judecătorii vânduți și hotărârile lor, propuse tribunilor poporului să acuze de delapidare pe un edil avar și să ceară contra lui judecata senatului, și acum vine la pièce de résistance, știu atât de bine să stăpânească pe magistrații Romei și pe guvernatorii provinciilor că niciodată n-au fost mai moderați și mai drepți, pe când după el îi vedem în cea mai mare parte acuzați de tot felul de infracțiuni. Deci cine a fost Domitian? A fost tatăl lor. Toleranță zero pentru corupție, fără penali în funcții publice. A fost exact. Un fel de USR. Băi, deci exact asta este senzația pe care mi-a dat-o el. Dar bine, mi-a dat-o, dacă mai ții minte, vorbeam și despre Nero, că este un tânăr urban modern, trântit în mijlocul secolului 1 după Hristos, știi? Da, 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 ai zis, da. Domitian e cam așa, cam exact cum spui tu, fără penalii în funcții publice, adică e un tip foarte intransigent, mi se pare mai degrabă genul care este just în ceea ce face. Dar prin chestia asta, pentru că să recunoaștem și nu poți fi just la maxim și să-ți păstrezi și prietenia celor care până atunci conduceau în mod corupt, făceau parte dintr-o oligarhie care sufoca restul imperiului, nu poți să trăiești în armonie cu oamenii ăștia. Așa că avem ce urmează și, da, asta este sugestia, Tacitus, Suetonius sunt din acel grup, da? Deci dar să nu dăm exemple cu televiziunile românești. Nu, dar eu am spus, bă, n-ai cum. Deci Suetonius, uite, l-a lăudat din calea afară. N-ai cum. Într-adevăr, fii atent. Nu, stai, deci Suetonius l-a lăudat din calea afară pentru noi cititorul modern. El de fapt a vrut să arate că, da, ok, a impus astea, dar a făcut-o rău, pentru că a făcut-o fără aprobarea senatorilor, fără a câștiga prietenia lor. Știi? Deci pentru el este o justificare ceva de genul, băi, uite ce chestie a făcut el. Da, adică da, a început să ne supună și pe noi aceloși reguli pe care le-a impus și altora, adică. Da, da, el spune așa, deci, să ceară contra lui judecata senatului, deci implică și senatul în chestia asta. Spune după aia, bă, după aceea ăștia magistrații, adică magistrații fiind senatori, nu puteai să fii senator fără să fii magistrat, adică dacă ajungeai magistrat, ajungeai automat și senator. Pe când după el îi vedem în cea mai mare parte acuzați de tot felul de infracțiuni, adică noi, senatorii, eu, care Tacitus și Suetonius, care ajung mai târziu, bă, noi pe vremea lui Domitian eram mai corecți, acum nu mai suntem așa de corecți. Pe de altă parte, hai să mai dau două, trei exemple de administrație foarte tare. Inițial e una psihologică, foarte tare, foarte tare. În ceea ce privește administrarea Imperiului, s-a arătat schimbător pentru o vreme printr-un egal amestec de virtuți și de vicii, până ce virtuțile se schimbară în vicii, încât se poate presupune că dispoziția sa naturală, adică nevoia și frica, îl făceau să fie lacom și crud. Aici e foarte profund Suetonius, spune că de fapt Domitian este crud din cauza fricii și este lacom true need, adică de nevoie cumva. Bine, nu stau acum să intru, dar mie mi se pare tare. Știi, da, e o presupunere foarte interesantă, dar știi cum e? În momentul în care ia de la tine din buzunar, îi zici, îi creezi tot felul de vin de-astea ciudate. Adică nu. Chestia asta că e așa de dur de frică, nu mi se pare. Mi se pare că omul este intransigent, știe că are puterea în mână. Și o aplică pentru a face lucrurile într-un fel în care vrea el să meargă lucrurile. Adică este clar că are în minte un sistem și vrea să-l impună. Suetonius spune aici că a început echilibrat domnia, dar pe parcurs a alunecat pe panta vicilor în loc să urce pe rampa virtuților.
Dar, mă rog, e mult mai ușor să cobor decât să urci. Asta îți spune orice speaker motivațional. Nu, încerc să spun că, din nou, eu pot să citesc fraza asta într-o notă favorabilă lui Domitian. Absolut, absolut. Deci nu, aia ziceam, știi, că dincolo de toate bârfele, toate răutățile pe care încearcă să le arunce oamenii ăștia, mie mi se pare că se vede o imagine mult mai clară, care într-adevăr nu ne dau imaginea unui tip foarte popular, dar sincer cam înțeleg și de ce nu este chiar atât de popular. Adică, exact, da, corect, da. Foarte bună observația. Om ajunge să nu fie foarte popular și din niște motive foarte bune. Iarăși aș spune din nou, aș reaminti din nou chestia aia că îi reproșează faptul că stă de unul singur. Din nou, el, felul în care Suetonius ar aștepta lucrurile ar fi să se bazeze, să se sprijine pe prietenii lui, senatul, știi, sau ceva de genul ăsta. Ceea ce, nu știu, cumva mie mi se pare că Domitian este primul care vede cât de, sau la Domitian se vede cel mai clar că senatul este în momentul ăsta un organism perimat și își dă seama că trebuie să concentreze puterea și administrația în, Dorine, și eu știu ce zici și ai dreptate, într-un singur aparat. Corect, dar bă, perimat era și până acum. Ce nu face Domitian e că nu mai are chef să piardă timpul așa vopsind, nu știu, o fațadă de clădire. Exact. Adică că până la urmă, dacă el făcea un minim efort să îi bage în seamă pe senatori, pe cuvântul meu, că nu știu, cred că i-ar fi fost mai bine și lui. El nu mai are chef să facă efortul ăsta. Din păcate pentru el, pentru că o să vedem, până la urmă apasă asupra lui viziunea asta senatorială. Chiar dacă noi cumva reușim să ne desprindem un pic, na, folosind un spirit critic și săpând aici printre cuvințele, reușim să scoatem un pic de lumină. Dar o să vedem că e foarte mult noroi aruncat pe el. Hai să mai scot niște luminițe. Făcut multe lucruri noi în practicile de zi cu zi. Anulăm părțirile publice de alimente, restabilind obiceiul meselor regulate. Adică nu le mai dădea de mâncare săracilor, arunca așa de andruanga, îi chema la masă, doar pe aia de cine se simțea afometat și avea nevoie, venea să mănânce. Și asta prin felul ăsta se elimina risipa. E o chestie foarte foarte inteligentă. De fapt, una din problemele pe care le aveau împărații romani cu donativul ăsta care deja se instituise și nu mai puteai să scapi de el, exact, era că foarte mulți profitau de el, deși na, cum era și cum e și la noi. Deși n-aveau nevoie. Beneficiază de ajutorul de boală cineva care n-are absolut nicio problemă, știi? Și el prin aceste banchete publice practic îi cheamă să se vadă, nu le mai distribuie, băi, ok, luați-vă voi mâncare și vă descurcați. Îi cheamă și practic ăia vin și se arată. Da, eu sunt ăla sărac care vin și mă hrănesc, știi? Și atunci dacă tu ești cumerțanul, ultimul tip în curte și mergi la masa lui Domitian, s-ar putea ca aia care te văd să exact, facă ceva. Nu merge să te dai jos, nu merge să te dai jos dintr-o lectică cu patru uși, exact, cu motor în V, cu nu știu, cu patru cai și să te duci la masa săracilor. Nu merge. Exact, cu lectorii în V, știi? Da, exact. Și încă uite niște chestii tari. Opri ca bărbații să fie castrați, micșoră prețul eunucilor care erau în slujba negustorilor de sclavi. Și hai să explicăm și chestia asta, dacă noi am mai explicat alte chestii, cu triumful, cu toate alea, cu sclavii. Bă, eunucii, la ce se foloseau eunucii? Că și eu m-am întrebat, mă rog, acum mi-a mai explicat un pic. Se foloseau să-ți protejeze fizic femeia, femeile de la palat. Da. Erau, să zicem, erau nevasta principelui sau nevasta altor oameni de vază din cercul ăla imperial, dar le protejează fără să le poată tenta din punct de vedere erotic. Adică dacă tu aveai, nu știu, delegații, te duceai în străinătate mai multe luni pe an și nu erai sigur de fidelitatea nevestei, îi plantai un eunuc din ăsta în fața ușii, în fața atacului și rezolvai problema. La asta erau buni eunucii. Bine, eu zic că soluția asta e lipsită de imaginație. Pe de altă parte,
Pe de altă parte, mai e încă un aspect despre care nu se vorbește. În momentul în care ai niște eunuci, ăștia cresc, în primul rând, cresc mai masivi din pentru că sunt castrați când sunt în perioada de creștere și e acolo un dereglaj hormonal, cresc mult mai masivi sau cresc puternic efeminați. Și asta este, stai să vedem, că eu nu aveam în ordine asta, dar hai să dăm atunci stai că numele. Mai vreau apropo de o... Nu, stai că dacă toți suntem aici să terminăm povestea. Nu mai știu exact cum îl cheamă pe eunucul lui așa, Earinus. Una din sugestiile pe care le au istoricii antici este că la sugestia lui Earinus, sau mă rog, în ciuda faptului că îl deținea pe Earinus și ăsta era eunucul lui favorit, practic se întreținea din punct de vedere sexual cu el, el intenționează să interzică eunucii și impune acea, cum spuneai tu, impune o pedeapsă pentru cei care îi castrează pe alții. Și mie mi se pare, deci pentru Suetonius chestia asta e un semn de ipocrizie. Pentru mine, mie mi se pare o chestie foarte logică. Dacă într-adevăr are o relație puternică cu, are un eunuc favorit, are o relație puternică cu el și comunică că nu e doar o treabă de animal ce fac ei acolo, este foarte posibil să fie și impresionat și atins de soarta lui, să-și dea seama că nu este în regulă ca oamenii să facă chestia asta intenționat unor copii și să le distrugă practic tot viitorul și să-i lipsească de șansa unei vieți normale. Și ăsta, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că Domitian ia practic o măsură corectivă, singura măsură corectivă pe care ar putea să o ia, știi? Interzicerea eunucilor, ok, asta e o discuție mai largă, e clar că nu prea putea, e ca și cum ai merge și ai zice, da, ok, noi de acum interzicem toate mașinile cu benzină și mergi și iei toate mașinile și le... Păi nu, dai o lege, exact așa a făcut și Domitian, a dat o lege, dar nu a dat norme de aplicare. Și atunci, exact. Nu, da. Și apropo de chestia asta, uite ce zice următorul citat din Suetonius. Uh-huh. Odată când la o mare abundență de vin, cu o mare sărăcie de grâu, socotică prin deosebitul zel pentru vii se neglijau ogoarele, decretă ca nimeni să nu mai replanteze vii în Italia. Și ca în provincii să se distrugă viile, nepăstrându-se de, deci s-a la copiat pe Burebista, nepăstrându-se decât jumătate unde erau prea multe, dar nu stărui prea tare să se execute acest edict. Exact ce spuneam, bă, tu dai o lege care e bună, dar simți un pic, ai un pic de fler și vezi cam cum reacționează societatea. Vezi, bă, legea asta e bună, adică prinde sau mă jură toți? Și dacă vezi că te jură toți, atunci, bă, mai ușor, așa, mai pui Batista pe țambal. Cum adică? Și hai să spun o chestie logică. Vinul, adică Domitian, la ce e bun vinul? Bă, e bun să mai îmbete oamenii. Mie mi se pare, din punctul de vedere al unui lider, e mult mai ușor să conduci niște oameni care mai sunt amețiți din când în când decât să conduci niște oameni care sunt trești tot timpul și care sunt în asta, ar putea răscula. Bine, mi se pare că sunt două chestii la nivel diferit. Cel mai probabil e vorba, deci e ceva de genul că este prea profitabil să se pună vii. E mai profitabil să se pună vii decât grâu. Dar că Roma rămâne constant fără grâu, știi? Și atunci zice, băi, ok, hai, trebuie să dăm o lege să schimbăm chestia asta. O să-i oblige pe 2, 3, 4 și eventual chiar o să-i condamne și o să le ia averile. Ceea ce nu e ca și cum este o chestie nouă. Cred că fiecare împărat, cu excepția celor din anul celor 4 împărați, fiecare din ei a cam făcut treaba asta. Deși și ăia cred că au făcut treburi de genul ăsta, să confiște averile cuiva. Și cel mai probabil atât a făcut. Și într-adevăr, el oricum trebuie să lucreze macro. Adică nu are nevoie ca fiecare țăran individual să facă schimbarea asta, ci are nevoie ca marile moșii să facă chestia asta. Și știm deja din discuțiile de acum un an sau un an și jumătate că în sudul Italiei, de exemplu,
sudul Italiei devine aproape exclusiv proprietatea latifundiarilor, știi? Adică nu prea, cam aia e direcția în care se merge, în care ai latifundii, ai moșii mari pe care lucrează ori sclav, ori sclave liberați, ori diversi țărani. Înțeleg ce zici. Da. Înțeleg ce zici. Într-adevăr, nu pretind că știu exact cât la sută, nu știu, câte mii de hectare sunt plantate cu viță de vie și câte au alte culturi din astea agrare. Dar eu țin minte că grânarul Italiei se mutase la un moment dat în nordul Africii și după aia în Egipt. Acolo, crede-mă, nu creștea viță de vie, deci nu prea se certa cu, nu știu, poate era valabil la Spania, poate era valabil un pic în Galia, adică în provinciile astea unde era cumva mai echilibrat raportul între culturi. Dar de unde venea grosul de grâne, nu cred că se punea problema asta. Dar ți-am zis, cum stau lucrurile. Nici eu nu știu situația. În momentul în care m-am uitat peste treaba asta, la chestia asta m-am gândit, că e ceva de genul, treaba asta e dată pentru ăia care au avere prin Italia sau prin Grecia sau ceva de genul ăsta. Adică nu pare că ar fi altceva. În fine, ar mai fi ceva pe partea asta economică? Bă, da, pe partea economică, pe partea de economie monetară. Domitian asta e, el are impresia că se pricepe la toate și se gândește să-și facă prezența și pe piața financiară, pe bursa de la New York, care încă nu fusese descoperit atunci. Noi discutasem, dar parcă mai țin minte că discutasem pe vremea lui Nero, scăzuse deja conținutul de argint și de aur din dinar și din aureu. Am discutat asta, sigur, da? Și Nero cumva, m-am și prins de ce tot scădea Nero procentajul de argint din dinarul imperial roman. Pentru că voia să-l aducă la paritate de gramaj cu drachma grecească, dacă îți vine să crezi, da? În cinstea celor care l-au scos campion olimpic la toate probele posibile și imposibile. El avea un respect deosebit față de greci și a vrut să aducă la paritate. Adică atunci când iei în mână o drachmă și un dinar, să le simți la fel și să poată fi interschimbabilă până la urmă. Pe vremea lui Vespasian asta, așa am înțeles eu din ce am citit. Vine după aia, pe vremea lui Vespasian și a lui Titus, se păstrează gramajele și, mă rog, și proporțiile metalelor, n-ave nicio problemă. Și după aia vin numismații, acum, în anul 81, 82, 83, 84, 85, și ne spun că, de fapt, puritatea argintului dintr-un dinar crește surprinzător de la 90% la 98%, ceea ce înseamnă și o creștere în gramaj, adică simți ceva când ții moneda aia în mână, te simți mai bogat, mai important. Dar în anul 85, că ei s-au uitat, bă, de când au estimat monedele, asta e din anul 81, bun, ok, ce procentaj are? 90, asta e din anul 83, 98, asta e din 85, cât are? 93,5. Deci asta e cumva, în anul 85, pe fondul campaniei de reconstrucție a Romei, plus ceva provocări militare, Domitian își dă seama că s-a lungit mai mult decât îi permitea plapuma. Și scade din nou, scade puritatea asta de la 98% la 93,5%, ceea ce oricum era mai bine decât 90% cât era în anul 81. Dar din nou, ceea ce face Domitian se numește micromanagement. Adică ai grijă, te uiți la fiecare aspect al vieții supușilor tăi și încerci să reglezi problemele. Bă, asta mi se pare o chestie genială. N-avea cum să, adică zi-mi și mie ce avantaj ar fi avut Domitian din faptul că mărește procentajul de argint. Nici o, din potrivă. Crește valoarea monedei, pentru că nu e ca și cum o face foarte subtil să nu se prindă lumea. Lumea se prinde și înțelege foarte bine. Și practic asta era și o tehnică. De exemplu, Nero ar fi putut să dilueze, să zicem, cantitatea de argint din dinari, ca tocmai să bată tot atât de mulți dinari, dar cu mai puțin metal prețios, știi? Mie, în primul că rând, până ceea la urmă, ce face asta e logica pentru care ai bate cu mai puțin.
motivul pentru care bate cu mai mult este pentru a reda, cumva, a reda un standard și a reda o asigurare a forței și respectului pe care ar trebui să-l impună din punct de vedere economic, al standardului economic, dacă vrei să zicem așa, al Romei. Bă, acum că stau și mă gândesc, s-ar putea, nu sunt sigur, dar cred că este și un antidot împotriva falsificatorilor. E mult mai greu să faci o monedă cu concentrație de 98% argint decât una cu 90%. Și atunci doar monetăriile imperiale sunt în stare să genereze genul ăsta de monedă care să circule în imperiu. Ca să înțelegem de ce e importantă o monedă puternică, mi se pare că face un pic de deflație aici dacă întărește prea mult moneda, dar în fine. Deci, Domitian, ce are nevoie până la urmă un conducător? Unul care te taxează. Are nevoie de un cash flow consistent și predictibil. Pentru că altfel nu poate să construiască, nu poate să realizeze investiții solide pe termen lung, nu poate să se bazeze, nu știu, nu poate să-și plătească soldații, nu poate să susțină campaniile militare, toate chestia asta. Și Domitian mi se pare că are grijă, adică ocupându-se și de finanțe și de economie, și de partea arhitecturală, și o să vedem mai târziu, și de campaniile militare și toate astea, corupția, deci din nou, bă, corupția funcționarilor din provincii scade considerabil la, nu știu, la un nivel, la un minim istoric. Din nou, nu se mai devalizează, nu rămân ăia cu banii la saltea, dimpotrivă, banii ajung la trezorerie, banii circulă și știm ce se întâmplă când banii circulă, se produce o creștere, da, ajung banii dintr-o parte în alta, se încurajează comerțul, se creează niște energii din astea, adică e de bine. Ideea că e de bine. E clar că pe noi subiectul un pic ne depășește. Da, aș vrea, de exemplu, să-l aud pe Nathan vorbind despre chestia asta, că probabil ne poate da un pic mai mult. Tocmai de asta nici nu intru în foarte mult detalii din punct de vedere deja economic și monetar. Dar mi se pare foarte important. Din câte înțeleg, în anul 85, practic, scăderea cantității de argint indică o criză economică. Și criza asta economică cumva este în mod normal pusă pe baza campaniilor militare pe care le face și a proiectelor de construcție. Și vorbind de proiectele de construcție, hai să vorbim foarte pe scurt. Domitian reconstruiește Roma la propriu, cât se poate de serios. Foarte multe din clădirile distruse de incendiul din vremea lui Nero și de cel din vremea lui Titus sunt reconstruite acum prin cheltuiala, prin efortul lui Domitian. Suetonius găsește momentul perfect de a se plânge de faptul că Domitian își pune numele pe toate clădirile, chiar dacă el le reface conform planurilor arhitecților originali și nu le pune numele lor. Eu nu m-aș uita mai degrabă la faptul că omul construiește în prostie. Pe lângă vilele lui personale și palatul de pe dealul Palatin, reface o mulțime de edificii din Roma, construiește noi edificii, un stadion, ceva teatre, ceva, îs o mulțime de lucruri pe care le construiește în momentul ăsta. Mai face chiar înalță și Coloseumul, dacă îți vine să crezi, mai face un etaj, niște lucrări din astea în zona de catacombe unde se pregătesc gladiatorii. Întrebarea mea e, da, indiscutabil, construiește în interiorul Romei, construiește în afara Romei, în Grecia, în Egipt. Bine, întrebarea mea este, bă, cât construiește pentru ceilalți și cât construiește pentru el? Că eu am impresia că, ți-am spus, construiește foarte multe temple, din ce am văzut. Deci temple la Greuceanu, pentru Jupiter, pentru Minerva, pentru Iunona, pentru, adică la greu. El o să vedem. Lucru cumva, care nu e numai pentru el. Acum, cumva indirect. E indirect. El își pune numele. Deci este clar că vrea să fie... să-i se recunoască eforturile pe care le-a depus. Știi?
Dar dincolo de chestia asta, nu le construiește la el cum a făcut Nero cu Domus Aureus, știi? Le categoric, face categoric peste tot, știi? Nu, dar zic, și cu Naumachia, și cu Odeonul, și cu stadionul, clădirile astea, ok, și manifestări culturale, și bătălii navale, și tot ce faci, o faci așa, să mulțumești oamenii și până la urmă ți se întoarce răsplata asta din partea oamenilor. Uh-huh. Eu nu spun că este clar că omul a fost un ctitor, ca să zic așa, dar din nou, asta se poate întâmpla, foarte, foarte mare atenție. Din nou, poți să ajungi la nivelul ăsta de ctitor doar dacă ajungi să domnești suficient de mult. Oricât de dictatorial ar fi un regim, oricât de mulți sclavi ai avea la dispoziție, genul ăsta de clădiri durează mult timp pentru a fi terminate. Nu doar că durează mult timp pentru a fi terminate, anumite părți din ele necesită cunoștințe atât de serioase că nu pot fi efectuate doar de către sclavi. Trebuie să tocmești niște oameni din ăștia cu anumite abilități, bă, niște arhitecți, niște să știe cum să facă o rocadă, cum se numește aia, o coloană, să bage niște și alea făcute foarte, foarte șmecher, cu niște cu niște metal în ele și tot adăugate, adică nu poți, dacă na, Titus, ok, tot respectul pentru Titus, dar în 2 ani n-ai ce să faci, în 2 ani ești fiul ploii. În schimb, în 15 ani poți să ajungi al doilea ctitor după Octavian, de exemplu, da. Da, și să faci, dacă ăla a făcut-o din cărămidă în marmură, tu să o faci din marmură, nu știu, să o faci din plumb, din habar n-am, din aur, din platină. Da, exact. Bine, deci este clar că Domitian încearcă să facă lucrurile astea pentru prestigiul personal, dar și pentru a-i mulțumi pe ceilalți, și din motivul ăsta organizează niște jocuri spectaculoase în arenele astea nou construite. În 86 pornește jocurile Capitoline, care sunt odată la 4 ani pe modelul jocurilor olimpice. Nu mai știu, aveau vreo 3 sau 5 probe, din care una din ele era poezia. Don't ask me, da, bar, n-am, nu înțeleg cum se băteau aia între poezie, dar fie. Poate aveau niște cuvinte, aveau niște cuvinte cheie și trebuia să facă niște rime, posibil, doar din cuvintele alea. Să zică cimilituri cu, într-un singur picior, știi, și cu aveau 3 lei și 4 oameni, știi, și recita, care recita mai tare poezia, locoleau lei, că îl vedeau om bun. Astea fiind zise, mai face și jocurile seculare. De data asta, că Claudius mai făcuse niște jocuri seculare, dar el le face după calculația lui Augustus, care le făcuse în 17 înainte de Hristos, și el le va face în anul 88. Da, deci astea seculare de fapt nu erau atât de seculare, erau din 50 în 50 de ani, cam așa. Nu, că după aia le-au făcut din 100 în 100. Din 100 în 100, ok. Da, deci cumva ăla lui Claudius este recunoscut ca excepția. Excepția de la regulă, da, da. Da, da, da. Bă, nu, aici eu nu o să spun din nou ce face, dar dă lupte navale, birge, da, cadrige, mai bagă două culori, știi că noi vorbisem, dar de fapt tu vorbisei. Asta mi se pare foarte important, că mai adaugă astea două culori, zi tu. Păi erau cele patru echipe vechi ale circului, dar le mai nu știu, albi, roșii, verzi și albaștri. Așa. Și el mai adaugă două îmbrăcate în aurii și purpurii. Exact. Și ca să fie, să facă competiția mai acerbă. Și în loc de patru echipe, așa, acum sunt șase. Na. Chestia asta în timp o să devină din ce în ce mai importantă. Deocamdată echipele astea sunt făcute pentru prostime și prostimea nu prea contează. Însă Domitian cumva mi se pare că are o aplecare ceva mai mare către, să zicem, prostime, dacă e să zicem așa, către ordinele mai către ordinele inferioare, mai ales că el față de ordinul senatorial are foarte multă neplăcere și cumva el încearcă să promoveze ecveștrii și și liberți cam peste tot pe unde. Din nou, fii atent ce chestie tare, cum, deci zice așa Suetonius: dădu poporului de 3 ori o gratificație de 300 de sesterți pe cap de locuitor și în mijlocul unui spectacol plusă cu un banchet măreț. Distribui senatorilor și cavalerilor coșuri cu pâine, iar poporului coșulețe cu mâncare din care gustă el cel litit.
Deci uite că a fost darnic și cu senatorii, nu doar cu oamenii de rând. Adică na, dacă știi să extragi anumite, da, cu pipeta niște chestii drăguțe, poți să zici, bă, fii atent ce l-a lăudat Suetonius, e pretenarul lui, e la cataramă cu Domitian. Așa, ce lucruri ar mai fi interesante? Pe partea de religie, cum ziceai că construiește temple prin Egipt, mai ales prin Grecia, dar am impresia că mai mult prin Egipt. În Grecia și în Egipt, pentru că zeitățile grecești și zeitățile egiptene o să fie din ce în ce mai prezente la Roma, spre deosebire de noua zeitate iudaică, evreiască, care e în continuare așa la periferie. Da, exact. Cumva ca să enervăm acel ascultător care tot dorește să vorbim despre ea. Domitian o venerează pe Minerva, zeița înțelepciunii, a războiului strategic, a justiției, a legii și a victoriei. Și în momentul în care, deci, poate lucrul care îmi place cel mai mult la religia păgână, că așa se numește religia, religia, cumva așa vom ajunge să numim religia romană, este că în momentul în care avem fraza asta că o venerează pe Minerva, știm deja că omul este genul care se uită, ok, astea sunt valorile pe care le urmărește în viață. Și în momentul în care fiecare venerează o altă zeitate, este clar că ai oameni care pot avea valori diferite și poți să-i înțelegi prin prisma acestor idealuri pe care le urmăresc. Chestia asta mi se pare fantastică pentru societate și mi se pare un aspect foarte interesant, cumva pierdut în momentul în care s-a făcut uniformizarea cu creștinismul. Dar asta este o altă discuție pe care poate o să o avem în alt context. Pe partea religioasă mie mi se pare mult mai intransigentă. Nu o să dau acum, că am aici destul de citate, dau așa unul, două. Deci cumva, pe lângă faptul că, ți-am zis, din postura asta de cenzor se apucă să interzică inclusiv femeilor necinstite tot felul de chestii, dar spune așa, imoralitatea unor fecioare vestale trecută cu vederea chiar de tatăl și de fratele lor o pedepsi în mod diferit și cu severitate. Primele infracțiuni fură sancționate cu pedeapsa capitală, iar cele din urmă după vechiul obicei. Bă, și știi care era vechiul obicei? Îngroparea de vii, frate. Adică tot pedeapsa capitală până la urmă, dar mie mi se pare sadică de tot metoda. Adică, pedeapsa aia capitală este aplicată celei din tâi fecioară vestală. Da. Care este prinsă și parcă Suetonius zice că toți amanții ei, deci atenție, toți amanții ei, cu excepția unuia singur care a mărturisit lucrurile în timp ce se judeca cauza respectivă, sunt omorâți cu bâte, iar ea este îngropată cu vie, îngropată de vie. Deci, dincolo de chestia asta, adică ce îmi spune mie Suetonius aici, că bănuiesc că Suetonius vrea să-mi spună că, bă, uite cât de crud este. Ce îmi zice Suetonius aici este că Domitian respectă legea și aplică legile în vigoare, că există atât de mult dispreț pentru lege încât cineva în poziția de șef a vestalelor își permitea să aibă o mulțime de amanți, nu doar unul, nu doar doi. Și pentru lege și pentru religia seculară, că mie mi se pare că ăsta Domitian era destul de chitit pe religia asta seculară a romanilor. Mi se pare că nu prea se bine, adică, nu e religie seculară, că păi e de câteva secole. Vezi că secular în context religios înseamnă altceva. Ah, ok, atunci. Deci asta spune Suetonius, zice că Domitian nu lasă nepedepsită nicio atingere adusă credinței în zei. Deci așa spune, adică ajunge chiar să dărâme un monument pe care cică un libert îl construise pentru, nu știu, fiusul pentru taicăsul și luase niște pietre funerare dintr-un templu și na, după aia i-a stricat ăsta cimitirul. Dar citiți-mă o chestie foarte tare apropo de pietre și de astea. Și că o piatră singură nu are pretenția să fie mai mult decât o piatră. Dar mai multe pietre la un loc pot să construiască un templu. Și exact asta a făcut și Domitian cu libertul ăsta pe care l-a pedepsit. Nu știu, i-a luat
Și-a luat pietrele și a construit un templu din mai multe pietre. Băi, deci l-a furat ceva pietre, adică nu... A furat, dacă a făcut, ia să vedem, ia, deci, da, a făcut un dita mai monumentul pentru, na, un libert, l-a construit pentru fiul său din pietre funerare destinate templului lui Jupiter Capitolinu, da. Încă un lucru pe care îl face și aici cred că putem să punem punct capitolului religie, restaurează cultul imperial, adică faptul că devin divin în momentul în care mor împărații. Și un lucru care, ăsta am impresia că este zis de Cassius Dio. Cassius Dio spune că Domitian ar fi cerut să fie numit Dominus et Deus. Ceea ce am stat un pic, am ascultat mai mulți istorici vorbind despre chestia asta și ziceau, bă, ok, zice Cassius Dio chestia asta. În general, Cassius Dio e oarecum de încredere. În cazul opiniilor lui față de Domitian, nu foarte mult, pentru că el e inspirat de foarte mulți oameni care au scris cu foarte multă ură pentru Domitian. Și chestia asta cu Dominus et Deus, dacă chiar ar fi cerut-o în mod expres, numele astea, deci în primul rând n-ar fi cerut să fie numit Deus, cel mult ar fi fost cerut să fie numit Divus, așa cum erau numiți toți ceilalți împărați, și în al doilea rând ar fi ajuns pe monede. Și ăsta, Domitian, nu a avut absolut nicio rușine să pună chestii pe monede. De exemplu, în reversul monedelor lui, când relația lui cu Domitia era bună, apărea Domitia ca Domitia Augusta. Știi? Adică nu e ca și cum ar fi ezitat să-și pună o titulatură pe monede, însă nu face gestul ăsta cu această titulatură de Dominus et Deus, ceea ce e posibil să nu fie o treabă reală. Uite, apropo de tirania lui, că da, ok, excepțională tirania lui Domitian, cum spun unii sau alții, mie mi se pare că, bă, dacă ești atât de tiran, n-au cum să-ți înflorească în perioada asta, că perioada asta acum începe cumva o epocă de argint a literaturii romane. Că noi vorbim acum numai de Suetonius și de Tacitus, dar îl avem și pe Pliniu, îl avem și pe Quintilian, îl avem și pe Marțial. Adică îl avem și pe Lucan, îl avem, ok, l-am avut și pe Seneca, dar spun, n-ai cum, dacă le bași la toții pumnul în gură, nu o să-ți mai scrie nimeni nimic sau na, poți să controlezi toate chestiile astea. Mi se pare că există totuși o oarecare libertate, poți să te desfășori, dar bă, nu trebuie să, totuși, bă, nu-l deranja, de ce l-ai deranja pe un tip care are atâta putere? Mie nu mi se pare nici Ceaușescu, cred că nu venea la tine, nu știu, să-ți fure vaca din bătătură. Dar dacă tu te duceai la Comitetul Central și ziceai, bă, Ceaușescu e handicapat și are o nevastă și mai proastă, ar fi venit să-ți fure vaca din bătătură și te băga și la Zuhaus. Asta spun și eu, câtă vreme poeții ăștia, artiștii, își vedeau lungul nasului și nu îi frezau foarte mult personalitatea princepsului, eu zic că o duceai foarte bine și... Da, clar. Deci, mi se pare că, de fapt, problema pe care o reclamă mai mult sau mai puțin subtil Tacitus sau Suetonius nu e neapărat faptul că nu este un om care să vrea să restaureze Republica la adevărata ei putere, ci mai degrabă îi reproșează faptul că ia din putere acelei categorii care până atunci fusese privilegiată și care deodată se vede că pretențiile ei nu sunt prea reușite. Ăsta este motivul pentru care Domitian încet începe să aibă ceva mai multă opoziție din partea senatorilor, până în momentul în care e numit de către istorici paranoic, dar mie mi se pare doar foarte atent cu ce se întâmplă în jurul lui, pentru că e justificat să fie oarecum în gardă cu această categorie care pierde, în sfârșit își dă seama cât de mult pierde
din influență și din, și din putere. Bă, cum ziceam la început, nu poți să te pricepi la toate, da. Și singurul domeniu în care dă kicks, sau mă rog, nu e chiar atât de meseria și atât de priceput, este domeniul militar. Ok, hai că o să discutăm și despre asta, care are sens. Deci asta spun, el s-a priceput la economie, la religie, la construcții, i-a cenzurat pe ea, cum a ținut societatea, fără corupție, fără nu știu ce. Dar vezi, din păcate, o componentă esențială și majoră a societății antice, romane, era cea militară. Excelent, bine că ai dus lucrurile în direcția asta, ca să te contrazic eu la final. Dar Nicio problemă. Exact de asta. Băi, ce mi se pare mie, că și mă uit acum peste notițele mele, din punct de vedere militar, mie mi se pare că Domitian încearcă să mențină niște războaie, cumva încearcă să mențină niște granițe, are niște războaie mai degrabă defensive. Că vorbisem la început despre Tacitus și despre Agricola. Agricola este trimis de către Vespasian, dacă țin bine minte, parcă e de pe vremea lui Vespasian. E de Vespasian, Dorine, dar ești super hazliu, pentru că Agricola nu mai defensiv nu este, crede-mă. Păi da, dar stai un pic, că știi cum e, dacă tot începem defensiv, să vorbim despre ofensivă, știi? Băi, cea mai bună defensivă este atacul, nu? Corect. Asta de la domnul Hagi. De la Arsenal o știu și pe asta. Exact, bine, de la Arsenal nu știu ce știi. Știi cum e să stai la mijlocul clasamentului. Bine, cum să rămâi în prima ligă. Războaiele astea sunt oarecum defensive, pentru că în urma lor, deci chiar dacă Agricola, hai să zicem foarte pe scurt ce se întâmplă cu Agricola. Agricola este numit de Vespasian să guverneze Britania. Și el începe acolo un război de uzură cu, nici nu mai știu cum se numesc triburile, cu caledonienii. Cu caledonienii, ok. Și în momentul în care Domitian îi cere, bă, ok, zi-mi ce poți să faci acolo, Agricola îi spune, bă, eu o să pot să cuceresc, eu, hai, nu hai, că nu așa se face, vivat imperator, voi cuceri întreaga insula Britaniei, că deja se știa că este o insulă și nu știu ce. Și ce? Mai mult, dă-mi o legiune în plus și o să merg cu legiunea aia să cuceresc încă o insulă pe care am găsit-o noi și care este fix insula Irlandei. Da. Bun. Și în momentul în care aude chestia asta, Domitian îi dă mână liberă, îi dă resursele necesare și nu îi dă resursele pentru a cuceri Irlanda, dar îi dă resursele pentru a cuceri Britania. Însă după un mandat prelungit mult mai mult decât ar fi fost normal, stai să văd. Da, este... El a stat vreo șapte ani acolo, da. Până în 84. Deci din 77 până în 84. În condițiile în care guvernatorii nu aveau un mandat mai mult de 3-4 ani. Adică exact. Și aia e extraordinar. De aia spun, ok, putem să discutăm, dar... Și Tacitus spune că Domitian l-a chemat pe Agricola pentru că succesul lui îi știrbea propriile victorii modeste în Germania. Și hai să vorbim un pic, dar foarte pe scurt, că efectiv sunt niște încăierări de graniță, ce anume se întâmplă în Germania. Păi nu, în primul rând, Tacitus nu are dreptate, pentru că și cu invidie și fără invidie, mandatul lui Agricola sau Agricola, sau cum vreți să-i spuneți, expirase. Bine, tot dreptul, Agricola e un ăștia de limbă engleză. Da. Deci Domitian avea tot dreptul legal să-l cheme de acolo pe ăsta, mai ales că nu cucerise nici Irlanda, se blocase la un moment dat și nu s-a mai dus prin munții aia din Scoția, că na, e greu în sandale să te duci prin munții aia, terenuri accidentate, temperaturi joase, condiții vitrege de muncă, romanii nu prea se descurcau la așa ceva și ei erau cam războinici pe acolo. Deci omul nu și-a îndeplinit toate, adică he didn't provide, nu a oferit prestigiu mult dorit de către imperiu.
Și atunci, ok, poate nu a primit, că aici e discuția, poate n-a primit cele mai strălucitoare onoruri în urma cuceririlor, că asta cumva îl doare și pe, și pe Tacitus. Zice, bă, nu știu, în loc de un triumf, dar se știa deja atunci că doar membrii familiei imperiale beneficiau de triumfuri. Restul generalilor destoinici, chiar și Corbulo, chiar și Mucianus, chiar și așa, bă, niște decorații, da, nu știu, niște statui, un edict oficial din partea Senatului, dar mai mult decât atâta, nu, da, nu, nu li se ofereau, că așa era legea atunci. Exact, și Domitian îi acordă lui Agricola decorații triumfale și statuie. Deci exact, face, da, și statuie. Deci astea sunt cele mai înalte onoruri, corect, posibile, da, sub sistemul imperial. Și într-adevăr, după aceea nu mai primește Agricola, nu mai primește posturi civile sau militare, dar îi se oferă la un moment dat rolul de guvernator al Africii și îl refuză, fie din cauza sănătății sau, cum zice Tacitus, din cauza mașinațiunilor lui Domitian. Dar să fim serioși. Pe ce mașinațiuni, dacă l-a trimis acolo? Du-te, mă, fi guvernator. Exact, deci Domitian îl trimite și după aia îl încurcă. Nu, hai să nu. Astea sunt niște lucruri care cumva îi strică obiectivitatea lui Tacitus, care altfel încearcă să fie cât de obiectiv poate în momentul în care vorbește despre diversele personalități istorice. Cât de obiectiv, hai să fim serioși, că tu zice, l-a făcut pe Nero, vai de cap. Exact, dar Tacitus n-are o prezentare din asta exhaustivă asupra lui Domitian. E mai mult cu manta, așa, nu prea se referă la el. Adică se sunt pierdute multe chestii. Sunt zice, asta spun, nu prea îți dai seama. De aia zic, tot Suetonius e vârful de lance la partea cu Domitian, din păcate. Exact. Hai să vorbim un pic, ziceam de asta, ce se întâmplă în Germania. Deci în 82 sau în 83, Domitian merge în Galia, merge el personal, ca să organizeze un recensământ. Și cumva lucrurile, nu avem foarte multe informații, dar lucrurile se precipită și ordonă un atac asupra tribului Cati, care era un trib germanic dincolo de Rin. Construiește undeva la 70-75 de kilometri de drum prin teritoriul Catilor pentru a determina unde anume se ascund, se luptă cu ei, lucrurile sunt foarte neclare. La un moment dat bănuiesc că Domitian se satură și declară victorie și triumf, știi? Nu, fii atent ce face, că e mult mai perversă treaba. El se duce și îi zăpăcește pe ăștia, care săracii erau nici nepregătiți, nici nimic. Se duce sub pretextul unui recensământ. El se duce, fiind cenzor, a zis, băi, ia să fac un census printre ăștia. Că ăștia cumva erau un trib din ăsta supus, nesupus, mai plăteau tribut, mai nu plăteau. Și se duce, trece Rinul, îi zăpăcește, cum zici și tu, câteva. Adică niște triburi dispersate, vai de steaua lor. Ăștia Chati sau Cati, cum îi zici tu, sunt amintiți atât de Iulius Cezar, sunt amintiți și de Tacitus, dar sunt acolo, adică nu sunt un trib atât de important cum erau ăia Tencterii, Usipeții și mai, nu știu, Suebi, adică triburi majore germanice. Sunt un pic așa, mai la și alții. Și asta a profitat de așa și-a încordat mușchii, avea și el nevoie de un pic de validare militară și s-a dus, i-a făcut pe ăștia ca la capșa. Și în fine, deci e penibil, că de aici zic eu, și putem să ne certăm, nicio problemă. Aici spun eu că își bate joc cumva, adică mă rog, echilibrează într-un sens negativ toate meritele pe care le are la celelalte domenii. Vine la Roma, servează un dita mai triumful, bă, și nu doar atâta, își ia titlul de Germanicus, da? Că au mai făcut și alții înaintea lui chestia asta. Și na, mi se pare... Ce să zic, bine, evident, ce mi se pare mai important, o să vedem Chati, nu o să uite faza asta și mai târziu o să vedem că o să întoarcă favoarea lui Domitian. Exact. Dar mi se pare un triumf, mă rog, cheap, e un triumf ieftin împotriva unor dușmani care nici n-au cerut să se bată cu ei, adică, nu știu, te duci și ei pe unii la bătaie și vin apoi și, mă rog, mi se pare ușor penibil ce a făcut Domitian. Bine. Noi nici nu avem mult prea puțină informație legătură cu ce se întâmplă acolo și nu știm exact cât de justificat este, cât de nejustificat este, dacă este să-i dăm crezare lui Tacitus, care parcă el îi spune că ăsta este un fals triumf.
Da, mock triumph, da. Deci, dacă iese dă încrezare lui, atunci într-adevăr este... Eu nu-i dau crezare lui, așa văd eu, na, așa văd eu lucrurile. Cam cum se bătea Caligula cu Neptun. Da, dar, da, ceva de genul ăsta. Da, dar... A venit cu scoici în buzunare acasă și și-a declarat mie triunful. Mi se pare că Domitian este ceva mai practic de atât. E un tip mult mai practic de atât. Și aici am păstrez suspiciunea, dar așa sunt raportate lucrurile în istorie. Nu avem mai multă informație. Cati nu au avut un Iosefus să le scrie povestea, așa că nu prea știm ce s-a întâmplat de fapt acolo. Vreau să știi că cel mai important eveniment, ok, cu Britania, cu Cati, cu așa, dar spre, hai să zicem, spre mândria noastră, spre onoarea noastră, da? Cel mai important eveniment din punct de vedere militar de pe vremea domniei lui Domitian este războiul cu dacii. Și aici nu o să mă bat așa chiar cu toți pumnii în piept, o să zic că nu erau doar dacii pe acolo, mai erau și suebii, mai erau și sarmați, adică toate triburile, ca să înțelegem aici foarte bine și până la urmă o să vedem și de ce a căzut, una dintre marile cauze a căderii Imperiului Roman, toate triburile astea aflate în nordul Dunării, ele cam obișnuiau să facă incursiuni de jaf în interiorul provinciilor romane aflate de partea cealaltă a fluviului, adică în Moesia, în Dalmația și în Panonia. Exact. Nu o să insistăm acum, chiar în ciuda faptului că știu că vreți să vorbim despre asta, nu o să vorbim despre conflictele cu dacii, pentru că o să revenim la subiectul ăsta undeva în vreo 4-5 episoade. Și atunci o să le acordăm atenția care o merită cu adevărat. Probabil o să avem un episod dedicat acestui conflict. Dar înainte să trecem peste momentul respectiv, vreau să zic două lucruri. Prima, că urmele arheologice ne arată că dincolo de informațiile pe care le transmit Suetonius, Tacitus, Domitian dezvoltă foarte mult rețeaua de apărare a imperiului în zona respectivă. Dezvoltă ceea ce se numește Limes Germanicus, o rețea de drumuri, turnuri de veche și fortărețe construite pe Rin, care să apere de incursiunile tipurilor germanice de la nord. La fel, întărește și granița de la Dunăre, un lucru care era de obicei asociat cu Traian, dar se pare că de fapt în teritoriile de pe granița de la Dunăre sunt pornite de pe vremea lui Domitian și conflictul de pe Dunăre cu sarmații și cu dacii este mult mai mare și mai amplu decât reușește să ni se transpună nouă. Bun, noi ținem minte că încă de pe vremea lui Octavian, ăsta Octavian le-a lăsat cu limbă de moarte urmașilor faptul că, bă, nu mai doresc ca imperiul să se extindă, așa că atâta vă rog, dragi urmași, stabilizați puțin granițele. Și cele mai delicate granițe, oarecum paradoxal, s-au dovedit a fi granițele astea naturale de pe Rin și de pe Dunăre. Spun paradoxal pentru că teoretic erau cel mai ușor de apărat. Doar că o să vedem pe viitor, istoria ne va dovedi contrariu. Adică e ușor să pui niște forturi de partea cealaltă, să faci niște drumuri, să faci niște turnuri de apărare, să, nu știu, niște cazemate pe acolo, îi vezi pe ăia până trec fluviu, în fine, imediat ai regrupat. Acolo o să vedem că e călcâiul Ahile al Imperiului Roman și din perspectiva faptului că este foarte aproape de Roma. Adică de aia și romanii considerau pe germani cel mai, o să vedem și mai târziu, după ce se încaieră cu dacii și ce face Decebal acolo, plusuri, minusuri, dar imediat când apare un nou conflict la granița renană, imediat ăștia îl lasă pe Decebal în plata Domnului și se duc repede la germani, pentru că i-au considerat pe ea mult mai esențial, mult mai aproape de Roma și s-au simțit mult mai vulnerabili. Exact. E un episod legat de războiul cu dacii pe care o să-l amintesc în momentul în care vorbim despre finalul lui Domitian.
Dar hai să vorbim un pic despre conflictul ăsta care îi atrage atenția lui Domitian de la conflictul cu Dacii. Și anume că în 89 are loc o revoltă pe Rin, condusă de un anumit Lucius Antonius Saturninus, care cumva la practic este aniversarea de 20 de ani de la momentul în care Vitellius a preluat numele de imperator. El face exact același lucru la 1 ianuarie și acceptă titulatura de imperator și se revoltă contra imperiului. Și ce face în plus? Face o alianță cu tribul Catiilor, care ăștia încă rămăseseră cu nemulțumirea de pe urma intervenției lui Domitian în 82-83. Mi se pare corect. Mi se pare corect și ce face. Nu doar ok, 20 de ani, am înțeles, se declară. Dacă stai și te uiți până acum ce s-a întâmplat, o să vedem și din nou revin. Campaniile militare a lui Domitian nu sunt strălucitoare. O să discutăm și o să vedem. Au chiar unele probleme majore și unele umilințe din astea. Încă nu se știu care sunt cauzele răscoalei tipului ăsta, dar se speculează în primul rând că politica asta militară a lui Domitian a fost un fiasco. Deci unii generali mai pricepuți ziceau, bă, se duce ăsta în fața legiunilor, își pune niște oameni, mă rog, care teoretic aveau ceva CV puternic în spate, dar care nu urmează niște înfrângeri suferite și pe linia Dunării și pe linia Rinului. Și plus că Roma, adică erau multe voci în Roma care și-ar fi dorit o politică ofensivă, nu defensivă. Faptul că tu stăteai pe Rin și așteptai să te tot atace germanii, adică chestia asta îi nemulțumea pe romani. Așa cum până atunci erau romanii cei mai puternici, lor li se părea normal tot timpul să se extindă, să se extindă, să se extindă. În niciun caz să stea pe loc și să fie bătuți așa, să fie vulnerabilizați de daci și de sarmați și de suebi și așa mai departe. Bine, mie mi se pare un pic comică faza asta, adică tu zici ceva de genul, ha, ar trebui să intrăm peste Cati și să-i omorâm. Ca să vă demonstrez chestia asta, voi prelua împreună cu sprijinul lor, voi prelua conducerea imperiului și după aceea mă voi întoarce să... Nu, astea sunt niște naivități. Mi se par, până la urmă, este un joc de putere. Un joc de putere pe care Lucius Antonius Saturninus nu este suficient de abil cât să-l ducă până la capăt. Provinciile din apropiere reacționează instantaneu, guvernatorul Germaniei Inferiori intră în regiune, Traian vine din Spania, Traian care era guvernator în Spania vine foarte rapid din Spania. Nu era guvernator, era legatul legiunea 7 a Gemina, încă nu era chiar guvernator. Mulțumesc. Nu am rămas cu impresia că e guvernator, dar Nu, era legatul unei legiuni din Spania Taraconensis. Nu că și eu am căutat destul de adânc informația asta, că m-a pasionat, am zis și eu am căutat, da. Deci guvernatorul Germaniei Inferior, procuratorul Retiei și legatul legiunii Ulpius Traianus au venit să-l ajute pe Domitian. Domitian vine de la Roma cu garda pretoriană. Spre norocul lui Domitian, dezghețul îi împiedică pe tribalii Cati să treacă Rinul și nu mai reușește să-l ajute pe Saturninus, așa că în vreo 24 de zile revolta este înăbușită și Saturninus cred că m-a omorât cu foarte puțină ceremonie. Exact. Băi, conspirația asta, ok, a fost înăbușită de pe jur. Se pare, nu știu cum, dar ci că fusese descoperită de Marcus Copcius Nerva și de prietenul Domitian, așa că Domitian îl numește consul alături de el imediat pentru anul 90. Și tot ca să-i mulțumească, îl răsplătește în anul 91 și pe Traian, oferindu-i și lui un consulat, pe celebrul Ulpius Traianus, de care o să mai auzim. Care-i faza cea mai tare? Cu excepția anilor 91, 93, 94 și 96, că m-am uitat în fiecare an, în toți ceilalți ani Domitian a fost și consul. Da. Adică cel puțin în prima zi a anului și până când avea el chef. Da, uneori câteva zile, alteori câteva luni, dar avea grijă să se asigure că era ales și consul, nu știu, poate pentru a avea o legitimitate mai mare sau ceva de genul ăsta. Dar Suetonius spune așa, 17 consulate a avut, mai mult decât oricine altcineva până atunci. Da? Dar pe niciunul nu l-a dus după calendele lui Mai. Și mai zice o chestie super
drăguță, tot așa, aici și-a luat, na, și-a luat sepucul Domitian. După două triumfuri, el lua numele de Germanicus și dădu aceste două nume de Germanicus și Domitianus lunilor septembrie și octombrie, pentru că în prima luase imperiul, iar în a doua se născuse. Bine, el și o să vedem, sunt ambele octombrie-octombrie, dar cu calendele în noiembrie, de aia zis, dacă citiți, trebuie să așa. Și mai țineți minte că Suetonius a spus și despre Caligula că a numit luna septembrie Germanicus? Da. Adică eu mi-aduc aminte. Doar că vedeți ce se întâmplă când n-ai destul ăștia, adică bă, cine e la fel de șmecher ca Iulius și ca Augustus? Nimeni. Nimeni. Că dacă era și Caligula și Domitianus, acum nu mai aveam septembrie și octombrie, aveam Domitianus bine, și... Stai un pic, deci rămân încă... Păi pe vremea aia, dar nu pe vremea noastră. Marele general Septembrius și marele înțelept Octombrius. Categoric, dar spun, nu, pentru 5 ani, pentru 10 ani a fost ok și probabil chiar și așa se, bă, gata, în ce lună suntem? În luna Germanicus. Dar n-au rezistat aceste schimbări testului timpului, spre deosebire de Iulius și Augustus, care într-adevăr, fiind într-adevăr meseriași, da, și revedicându-se toți de la ei, că și pe ăsta, să nu uităm, pe Domitian îl cheamă la momentul ăsta și Cezar și Augustus. Deci da. Domitian acum e și Cezar și Augustus. Da, da, corect. Și chiar și noi suntem în Augustus acum. Exact. Bun. Lucrurile astea cumva că, na, cam astea sunt aventurile lui în ceea ce privește. Încă o chestie foarte interesantă pe partea militară. În timpul lui Domitian ajunge cea mai îndepărtată înspre est urma unei legiuni romane, o inscripție găsită în Azerbaijan. Asta este cea mai estică mărturie a prezenței unei legiuni romane. Și asta e de Marea Caspică, da. Da, e de pe vremea lui Domitian. În fine, trecem peste lucrul ăsta și până la urmă trebuie să ne uităm la, evident, ce se întâmplă la final, că cam asta a mai rămas. În timp Domitian, cu toate aceste atitudini, tot îndepărtându-se, tot luând curtea după el, tot fiind el însuși distant și făcând tot felul de transgresiuni contra a ceea ce senatorii romani ar considera niște lucruri contra lor, știi, că practica aia a călcat cel mai sfânt legământ din Republica Romană, adică le-au tăiat lor din puteri. Domitian în mod inevitabil a ajuns să strânească tot felul de nemulțumiri în jurul lui. Erau tot fel de supărări legate de felul în care îi condamna pe cei de rang senatorial, de exemplu, îi lua, le ținea un discurs foarte, foarte lung despre iertare, ceva de genul: băi, ok, am înțeles, ai făcut chestia asta și eu, prin ceea ce voi face mai departe, te iert. Și ceea ce făcea mai departe era să-l execute. Sau genul ăsta de discursuri, avea niște discursuri gata, pregătite. Ca un episod, tot așa, un episod foarte interesant are loc în momentul în care vine vestea unei înfrângeri spectaculoase pe care o suferă Cornelius Fuscus în Dacia. Și după acel episod, Cassius Dio povestește cum îi cheamă pe câțiva senatori la o masă foarte funebră, toate draperiile negre, toată mâncarea negrită, toată lumea îmbrăcată în negru, ceva îngrozitor. Ăștia erau super distruși, zice: bă, Domitian ăsta vrea să ne omoare. Și e pus aici să ne omoare și de fapt asta se întâmplă, gata, am murit, știi?
Și Dio Cassius merge, povestește chestia, parcă el este cel care povestește treaba asta, povestește episodul ăsta și explică că el a făcut chestia asta pentru că îi făcea plăcere să-i vadă suferind. Și singurul motiv pentru care nu i-a omorât atunci pe loc este pentru că i-a văzut suficient de mult suferind. Știi? Și ăsta este motivul pentru care ăsta e unul din motivele pentru care Domitian devine atât de opresiv, că toți oamenii se tem de el, nu știu niciodată când o masă este o masă sau este un preludiu pentru o condamnare la moarte. Din nou, îți spun, dacă împărțim numărul de senatori care sunt omorâți, aici Suetonius o ia așa cu foștii consuli, o droaie, da, cu Civius Cerealis, cu Salvidienius, nu mai erau toate numele că nu sunt importante, da, descrie vreo 10-12 senatori. O să vezi că dacă facem o comparație și cu domnia lui Tiberius și cu cea lui Claudius, bă, nu știu dacă nu cumva, ți-am zis, dacă împărțim numărul de senatori morți pe numărul anilor, la numărul anilor de domnie, nu știu dacă nu cumva Domitian iese mai bine, adică iese mai curat, Domitian iese în mod sigur mult mai bine decât Tiberius și decât Claudius. Da, 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 da. Deci asta e Brian Jones, care i-a făcut biografia, primul care i-a făcut biografia pe undeva prin 1992 și care s-a uitat la tot dezechilibrul ăsta între ce este raportat și ce date sunt oferite de fapt. Se uita fix la această informație, că în momentul în care compari cu ce face Claudius și cu ce face Domitian, Domitian are undeva la vreo 20 de senatori victime, vreo foarte puțini ecveștri, foarte puțini. Și cel mai des în urma unor pricini de genul, ok, că au făcut acel incestum cu vestalele sau lucruri de genul ăsta. Și te uiți la Claudius, care execută undeva la 35 de senatori și vreo 300 de ecveștri. Parcă, deci cumva Claudius parcă nu-și mai merită numele ăla de divin care a fost. Și Tiberius ajunge la vreo 50 de senatori. Da. Da, deci este clar că, ca și în cazul lui Nero, este o victimă a oamenilor care scriu despre el, care cumva își pun propriile opinii peste informația brută pe care o oferă. Și până la urmă, problema lui Domitian este că, de exemplu, uite, în episodul acela cu masa aceea neagră, banchetul negru, mie mi se pare ceva foarte justificat, adică se întâmplă ceva super grav. Un om care era din cercul intim de amici, de sfătuitori, de consilieri, Cornelius Fuscus, este omorât de către daci. O să discutăm povestea asta, o să o spunem pe larg peste câteva episoade. Dar îi dispare unul din sfetnicii lui, cei mai importanți. Nu mi se pare deloc nejustificat. Este o pierdere majoră pentru el personal, pentru Roma, care a pierdut prestigiu prin acea înfrângere. Și este o ocazie funebră. Este realmente o ocazie funebră. Însă asta este. Suetonius ne explică că oamenii ăștia, deci deja absolut orice gest al lui Domitian devine un gest încărcat cu pericol. Pentru ei lucrurile astea par aleatoare, deși știi cum e. E ceva de genul, băi, de ce m-a arestat poliția? Ok, eu furam, dar de ce m-a arestat poliția? Mă simt terorizat, știi? Cam bine, așa, cam așa și ăștia, știi? Eu înțeleg ce spui, dar pentru moartea lui Fuscus nu pot fi acuzați senatorii mai mult decât poate fi acuzat Domitian. A, nu, sigur, dar el a trimis acolo, nu acuza, el a venit, el, da. el nu acuza senatorii și ăla e motivul pentru care după masa aia funebră, toți oamenii au primit un om care să-i ducă în siguranță până acasă, adică niciunul nu a avut de suferit de pe urma acelei meze. Aia a fost practic un parastas pe care l-a făcut el, știi?
Nu, într-adevăr, Suetonius dă multe citate aici pe care nu o să le mai reiau, apropo de cruzimea sa, și că nu doar excesivă, dar și rafinată și mai ales bruscă. Adică se întâlnea cu tine, lugu, ce frumos e azi, te duceai acasă și te trezeai în al nouălea cer de sub pământ. Zice așa, însă el fu și mai crud după victoria în războiul civil, aplicând un nou fel de tortură la cei mai mulți adversari care stăteau ascunși, ca o nouă formă de inchiziție, le-a stors mărturisiri, dându-le foc părților private sau tăindu-le mâinile. Bine, aici traducerea în engleză de data asta e cam avan la letră, pentru că inchiziția, mă rog, nu știa nimeni de inchiziție pe vremea aia. Exact. Da, asta spun. Deci, dându-le foc părților private, mă rog, era nașpa, adică folosea niște metode de tortură foarte nașpa. Încă o chestie, să știi că Domitian n-a fost atât de papagal ca Nero și ca Caligula și ca Caligula, de fapt mă doare așa, da. Nu, putem să mai facem și cacofonii, că e ok. Și spune așa, în sfârșit, numindu-i, deci ce face Domitian spre deosebire de Caligula și Nero, își numește moștenitori. În sfârșit, numindu-i public ca moștenitor pe fiii încă mici ai vărului său Flavius Clemens, un om trând, dar și disprețuit, după ce a renunțat la numele lor dinainte și a poruncit să fie numit unul Vespasian și altul Domitian. Abia ieșit tatăl lor din consulat, îl omorâ pe neașteptate în urma unei bănuieli extrem de străvezii și neînsemnate. Ok, deci da, omul s-a gândit la chestia asta, într-adevăr, relația cu senatul este foarte ascuțită, este foarte abruptă, este foarte delicată, foarte neînțeleasă. Senatorii de-abia așteaptă ca ăsta să lase garda jos și de fapt, o să-ți spun și care, după părerea mea, care e citatul reprezentativ al lui Domitian, e tot unul din Suetonius, evident, despre soarta împăraților spunea că este foarte nenorocită, căci nu sunt crezuți când se descoperă câte o conjurație împotriva lor decât dacă sunt omorâți. Și acum ce să zic, eu chiar îl cred pe Domitian acum, că nu-l mai încălzește cu nimic pe el, că el a murit, adică a murit în urma unei astfel de conspirații. Exact. Povestea asasinatului lui e destul de ciudată. Un libert sau... Deci aici nu... Suetonius vine și dă povestea asta în o mulțime de paragrafe, explică detaliu. Eu am concentrat-o foarte bine, așa, eu chiar e logică. Da, ok, dar stai să zic și după aia poate ne dai tu varianta concentrată. Suetonius vine cu toată povestea asta pentru că în sfârșit aici el are un martor ocular. Este unul din băieții care slujeau prin palat și care este undeva în apropiere și vede toată scena. Suetonius nu este un istoric, este un biograf. Ia acest fragment, îl pune și îl împănează cu foarte multe detalii, poate unele nerealiste de complete, dar sunt acolo și dacă faci tu un rezumat e excelent. Bă, stai un pic că... Da, fac un rezumat, dar după aia aveam ceva, o chestie notată foarte fain. Dintr-o întâlnire face-to-face dintre Suetoniu și Domitian, în legătură cu o pedeapsă pe care a aplicat-o, o țin minte, o povestesc unor evrei, care are legătură. Da. Deci, despre felul conspirației și al morții se știu următoarele lucruri, spune Suetonius. Conspiratorii nu erau hotărâți când și cum să-l atace, dacă la masă sau la baie. Stefanus, unul dintre ajutoarele Domitilei, atunci acuzat de furt de bani, își oferi sfaturile și ajutorul. Pentru a înlătura bănuielile, purtă timp de câteva zile brațul stâng ca și cum ar fi fost rănit, înfășurat în lână și în bandaje, ascunzând de fapt în pansament un pumnal. Anunțând că a aflat de planul unei conspirații, el fu lăsat să intre și pe când Domitian citea cu uimire memoriul pe care acesta îl dăduse, îl străpunse în partea de jos a pântecelui, adică acolo unde e greu voinicului, ca să mă exprim civilizat. Clodianus, un subaltern, Maximus, libertului Partenius, un om de la curte de acolo, Satur, comandantul gărzilor camerei și un gladiator de la școala imperială, se repeziră la Domitian, care încă mai rezista, și îl omorâră toți cu 7 lovituri de cuțit. Erau și oameni credincioși lui Domitian prin zonă, dar care încă n-au apucat să-l salveze, să deschidă ușa, să nu știu ce. Adică ăștia s-au asigurat că a rămas omul așa fără protecție
și Domitian și-a dat Popescu sfârșit cumva luptând ca Cezar pentru viața sa. Uh-huh. N-au fost 23 de lovituri de cuțit, au fost doar 7. El fu omorât în a 14-a zi a calendarului octombrie, în al 45-lea an de viață și în al 15-lea an de domnie. Cadavrul lui fu dus într-un coșug ordinar de către cei care înmormântau oamenii obișnuiți. Doi Casa Filis îi făcu funerariile la moșia lui din marginea Romei pe Via Latina, apoi i-a duse pe ascuns rămășițele în templul familiei Flavia și le amestecă cu cenușa Iuliei, fiica lui Titus, pe care de asemenea o crescuse și mai ține minte pe care a onorat-o și a dezonorat-o și a ucis-o și a avortat-o Domitian. Sau mă rog, așa umblă vorba prin târg. Deci, din nou, n-am ales varianta patetică, că puteam să pun un pic mai mult patos în descrierea asta, dar, din nou, istoricii spun așa, bă, ăștia cumva ar fi ajuns la o înțelegere, senatorii, adică ar fi fost mulțumiți până la urmă cu rolul lor de vioara a doua. Dar nu știu în ce an, în 80 și în 90 și ceva, ăsta, Domitian îl condamnă la moarte pe secretarul și pe confidentul Epafroditus, dacă îl mai ține minte, ăla care l-a ajutat pe Nero să ia viața atunci și l-a acuzat, a zis, bă, din cauza ta a murit Nero și nu știu ce. Și acum s-au tot adunat tensiunile, ăștia au găsit cumva și un mobil comun. Și deși din descrierea asta lui Suetonius eu nu văd foarte mult implicarea senatorilor, dacă îți vine să crezi. E clar că a fost coordonat de un cap luminat din interiorul senatului, dar oamenii care pur și nu a fost capul lui Cezar, când s-au dus pur și simplu senatorii și ăia l-au ucis. Deci ăia s-au dus senatorii și l-au zăpăcit. Aici așa au... scuze, o să vorbim poate în episodul viitor mai mult despre noua schimbare de gardă, care o să vedem că va fi una din cele mai durabile din istoria Imperiului Roman, pentru că tehnic dinastia asta o să dureze vreo 150 de ani. Tehnic, da, vorbim. Da, da. Practic, vreme de 150 de ani, nimeni nu a avut nimic pozitiv de spus față de cel care l-a precedat pe întemeietorul acestei dinastii. Asta este perspectiva foarte importantă pe care trebuie să nu o uităm. Păi hai să vezi ce nu trebuie să uităm. În primul rând, poporul a primit cu indiferență știrea morții lui Domitian, dar soldații cu mare părere de rău. De îndată au încercat să... Aici este locul unde te contrazic legat de armată. Armata îl apreciază pe Domitian. Ceea ce mie îmi spune... Pentru că se întâmplă niște lucruri. Între timp, pe partea economică, Domitian încearcă să reducă efectivele armatei, își dă seama că nu poate să facă chestia asta, le și scade salariile. Cu toate acestea, ei sunt cei care îl regretă în momentul în care moare și insistă să fie pedepsiți criminalii lui. De acord, le scade salariile în moment dat, dar după aia le crește cu o treime salariile. Băi, știi cum e? Dragostea e complicată. O mărire niciodată. Deci niciodată o mărire nu hrănește pentru totdeauna. Eu nu vorbeam din punctul de vedere al percepției soldaților la adresa liderului suprem. E normal să-l considere, mă rog, tatăl lor, pater patrie. Eu mă refeream din punctul de vedere al succesului militar. Bă, ce a făcut Domitian? Ia pe cine a bătut, de la cine a luat bătaie? Și o să vedem când ajungem la Decebal. Ți-am spus, sunt mixed feelings. Adică sunt sentimente destul de întortocheate acolo. Clar. Nu poți să spui că a fost față de Nero, de exemplu, care, bă, a mai lărgit un pic frontierele. Adică, na, da, o să ajungem acolo. N-aș vrea să trag acum o concluzie. Senatorii din contră s-au bucurat atât de tare încât în sala de ședințe nu s-au abținut deloc din a-i păta memoria decedatului prin tot felul de aclamări foarte jignitoare și foarte crude. Au poruncit să se aducă scări, să dea jos scuturile și tablourile lui și să fie sfărâmate de pământ. În fine, senatul a decretat ca pretutindeni să fie răzuite inscripțiile cu numele lui și orice amintire să fie ștearsă. Practic, acel damnatio memorie. Exact, i-au făcut și lui Domitian un damnatio memorie de odată frumusețea. Și succesul, o să vedem, va fi la fel de răsunător ca în cazul lui Octavian cu Antonius. Adică un succes complet
Adică un succes răsunător, ca să zic așa. Adică da, e atât de răsunător încât... Încât noi povestim acum ajuns... de Domitian de 2 ore jumate și nu ne mai săturăm de el. Exact. Așa exact. De mult l-a uitat istoria pe Domitian. Chestia e totuși că nu ne-a rămas nicio imagine de-a lui. Practic toate statuile au fost transformate să... Ori li s-a tăiat capul și s-a înlocuit cu un cap de, nu știu, Nerva și așa. N-a rămas de pe vremea aia. După aia a încercat să fie reconstituit și așa, dar da. De pe vremea aia n-a mai rămas, într-adevăr. Exact. Bun, ce ar mai fi interesant? Într-adevăr, el moare în disgrație, dar asta doar pentru că, deci din punctul meu de vedere, și cred că acum putem să intrăm foarte liniștit în zona de concluzii, pentru că așa cum am spus despre conflictul care ne interesează pe noi cel mai tare și numai cel cu Daci, o să revenim și o să-i dăm atenția pe care o merită ceva mai încolo. Ai zis episodul ăla cu... Hai că-l băgăm și pe ăla, că ăla e interesant. Ok, ok. Așa. Deci cred că putem să ajungem la niște concluzii și Domitian mi se pare un individ care, într-adevăr, ok, din ce în ce mai puțină informație supraviețuiește despre el, începem să lucrăm cu surse lacunare, așa cum o să lucrăm din ce în ce mai mult mai departe, mai pe viitor. Și din păcate ceea ce ajunge la noi este puternic viciat de părerile personale, lipsa de obiectivitate a celor care au trăit în timpul lui Domitian și care după aceea au trebuit să scrie despre el în timpul dinastiei care a înlocuit dinastia pe care el tocmai a încheiat. Nu este într-o poziție de invidiat. Domitian mi se pare că are o aură atât de infamă, mult mai nemeritat. Este numit mai infam decât Nero, dar mie mi se pare mult mai bun chiar decât Nero. Și Nero este totuși oarecum exagerat tratat în contextul respectiv. Adică, bă, ți-am spus, Nero, dacă nu și-ar fi rosit talentele pe partea artistică, eu zic că ar fi fost un mare împărat. Da, da, ar fi, și până la urmă ai văzut că Traian este cel care l-a amintit, da, în momentul, da, în care... Da. Câtă vreme a avut cine lui să-l strunească, dar după aia s-a lăsat și el pradă cumva hedonismului și asta e, asta s-a întâmplat. Exact. Eu nu spun, deci Nero era senzațional. Dacă știa după aia 5 ani sau după 10 ani să facă un pas în spate și să fie doar artist, eu aș fi avut toată stima și respectul. L-a cam încurcat partea de... Bine, îi plăcea, normal, cui nu-i place. Și uite, și aici putem să revenim. Lui Domitian, din nou, Domitian stigmatizează foarte tare artiștii. Uh-huh. Tocmai de asta Nero reușește să facă un mix din ăsta extraordinar. Deci cât de tare să convingă toată societatea romană, totuși el era artistul suprem față de care, nu știu, senatorii aveau așa o mare obidă, dar cu toate astea reușește să rămână principe și să fie adulat de întreaga societate. Da, bine, interesant. Domitian își mai atrage și oprobiul filozofilor, pentru că expulzează toți filozofii din Roma, inclusiv pe Epictet, care activează în perioada asta, avea un atelier, să zicem, în Roma, dar după aceea se mută undeva în Asia și, mă rog, în provincia Asia și va evolua de acolo și omul va trăi până la adânci bătrânesc, deci nu o să fie nicio problemă. Numai că remarcă Epictet, filozofii pot să se uite direct în ochii tiranilor, ceea ce aparent îl deranjează pe Domitian. Pe Vespasian îl deranja și faptul că cineva a avut îndrăzneala să-l compare cu un om de rând și să nu-l salute ca imperator. Corect, corect. Apropo de episodul ăsta, că am găsit și citatul și uite, îl dau așa mai contextual. Slăit de cheltuielile lucrărilor și ale spectacolelor, ca și de mărirea soldelor militare, a încercat pentru a ușura cheltuielile armate să reducă numărul soldaților. Dar fiindcă observă că prin aceasta s-ar fi expus năvărilor barbare, nu a avut scrupule în a face bani cu orice preț.
bunurile viilor și morților erau răpite, se confiscau moștenirile care nu aveau nicio treabă cumpărat, în fine. Și acum vine faza cu impozitul. Impozitul cerut evreilor fu colectat cu mult mai multă severitate decât celelalte impozite. La acest impozit se supuneau deopotrivă cei care în Roma urmau legea iudaică, fără să o mărturisească, dar și aceia care își ascundeau originea și nu achitaseră tributurile impuse acestei națiuni. Îmi amintesc, spune Suetonius, că am fost de față, tânăr fiind, când era examinat de un perceptor într-o adunare numeroasă, un bătrân de 90 de ani, dacă era sau nu circumcis. Da? Adică ce? Îi dai pantalonii jos și te uiți la evrei că așa vezi, dacă e tăiat împrejur, dacă e... Na. Exact. Deci asta spune Suetonius, care, exact, cum spuneam, este martor ocular, este prezent în epocă. Da, la fel și Tacitus e și mai prezent în epocă Tacitus. Exact. Bă, am și eu câteva, de data asta am niște concluzii, cred că un pic mai... Înainte, dar... mai am și eu un episod pe care vreau să-l amintesc. Nu, de fapt nu o să-l amintesc. O să zic foarte pe scurt că tot l-am pomenit pe Nero. În perioada asta apare în Siria un Nero fals. Este un individ care pretinde că este Nero și pornește o răzmeriță care durează undeva la vreun an, un an și jumătate, ceva de genul ăsta, care în cele din urmă e înnăbușită, dar aparent există acest zvon că ca și Nicolae Ceaușescu, ca și Tupac, și Nero ar fi trăit după ce și-a dat obștescul sfârșit. Așa e cu figurile astea mesianice, creează tot felul de legende după ele. Exact, așa. Zi, bagă, concluzie. Bă, n-am decât două, modeste. Dacă mai vin ceva idei, o să le mai zic după aia. Teoria mea cu domniile lungi. 15 ani e decent. Ok, nu discut de alea de peste 20 sau de peste 40 de ani, prin care vorbisem noi, dar reușești să-ți influențezi direct națiunea și generațiile, nu știu, 3, 4, 5 ani, 5 generații. Dar domnia lui Domitian, care a ajuns la 15 ani, bă, e mai mult decât respectabilă. Dacă, da. Eu zic că dacă reușești să domnești peste 10 ani, deja e clar că ți-ai pus amprenta într-un fel sau altul asupra imperiului. Economic, social, administrativ, arhitectural, militar, și Domitian face toate chestiile astea cu vârf și îndesat. Și nu mai poți dispărea din istorie prin niciun damnație o memorie, așa că degeaba s-au agitat senatorii după moartea lui Domitian să facă asta, că n-au reușit nici cât negru sub unghie. Este clar că domnia lui Domitian a fost foarte plină de sens și plină de consistență și a lăsat ceva în urma ei. Corect. Și ultima chestie, na, după aia poți să mai zici tu ce dorești, îmi dau seama, cu cât citesc mai mult, că istoricii clasici, cu voia sau fără voia lor, erau la fel de manipulatori, erau la fel de părtinitori și cred că erau la fel de conștienți de influența lor peste ani și ani. Da. Și chestia aia cu care se lăuda Tacitus, că tot timpul, cred că am citat-o, o citesc pentru a 10-a oară, da, cu sine ira et studio, da? Deci eu cred că istoricii ăștia aveau și mânie și aveau și patimă și ăla e un slogan de 3 lei. Deci istoricii ăștia care proveneau din rândul senatorilor, dar aici asta e concluzia de fapt, care e un twist aici. Ei și-au datorat ascensiunea până la urmă datorită relațiilor cu familia imperială Flaviană. Corect. Dar au fost foarte abili aici, pentru că vezi, pe de o parte îi laudă pe primii doi membri ai flavienilor ca să justifice nevoia unei dinastii, dar îl critică pe ultimul membru al flavienilor ca să justifice schimbarea dinastiei și înlocuirea ei cu una care le oferă lor niște avantaje și mai solide. Exact. Adică deja începuseră să ia la ochi membrii fostei dinastii, nu le mai convenea și atunci, bă, ok, stai că dinastia nu-i nașpa, că noi datorită dinastiei am ajuns aici sus în vârf, doar că trebuie să o schimbăm. Și ia să scăpăm un pic, să-l răzuim așa ca pe loz în plic, să-l răzuim pe Domitian pe ultimul. Și îți spun, dacă așa stau lucrurile la Domitian, și nu exclud deloc așa să fi stat lucrurile, cum zici și tu, într-adevăr să-l fi mânărit ăștia și nu doar la el, o să vedem, sunt multe chestii. Na, noi facem un efort aici, dar nici noi nu surprindem toate profunzimile. Bă, înseamnă
că manipularea asta la scară mare e o artă super rafinată din cele mai vechi timpuri și nu e nicio mirare, adică exact. Eu doar constat cu uimire, nu știu, cu uimire mai mult așa prefăcută, dar asta spun, bă, fiți atenți oameni buni că sunteți mințiți în fiecare zi și de guvern și de toată lumea. Gândiți cu capul vostru, uitați-vă, analizați, nu vă mai lăsați duși de nas. Îmi place să cred că chiar și noi s-ar putea să vă manipulăm, dar fără să ne dăm seama. Deci de aia spun, fiți foarte, foarte atenți la ce vi se perindă prin fața ochilor, educați-vă simțurile, educați-vă mintea, că uitați-vă, poți să prezinți un om, să te uiți la ea și să vezi dita mai despicable Miu și el când până la urmă să fie bă, un tip, nu știu, senin și relaxat și să spună, bă, stai un pic, că eu n-am făcut rău nici măcar unei muște, că pe cuvântul meu și dacă sunt Mr. Miyagi, chiar n-am cum să-mi fig pana aia în muscă. Na, este fizic imposibil. Da, deci da. Analizați cu mintea voastră și na, fiți cât mai esteți și cât mai iscoditori. Așa. Da. Băi, foarte, foarte corectă concluziile tale. Ce idee mi-a lăsat mie în spate Domitian este că în momentul în care faci anumite lucruri și poate că ești un reformator sau îți asumi niște schimbări majore, vei stârni o problemă celor din jur, care sunt foarte probabil ceva mai mulți, și aceștia vor întoarce lucrurile împotriva ta și într-un fel vei fi supus unei judecăți diferite decât ce te-ai aștepta. E o lecție care se aplică inclusiv pentru toți salvatorii națiunii, ca să nu mai intrăm în chestii specifice. Întotdeauna, în momentul în care va veni cineva cu iluzia că este un salvator, va exista cineva care suferă din cauza asta și cineva care va lucra în mod continuu la a-ți sabota această imagine pe care vrei să o aduci. Domitian mi-a plăcut sincer. Deci mi se pare un tip care încearcă să facă administrație, încearcă să le facă pe toate și culmea reușește în mare parte. Adică insuccesele pe care le are și pe plan militar, de exemplu, se întâmplă în momentul în care el nu este prezent acolo. În momentul în care el este prezent acolo, lucrurile merg altfel. O să discutăm în detaliu despre lucrurile astea ceva mai încolo. Tot așa, din păcate, asta e ultima oară când o să vorbim, adică probabil că o să mai amintim de Suetonius, de Tacitus, dar o să fie printre ultimele dăți când o să avem surse atât de bogate și atât de prietenoase, atât de interesante. Și da, o să fim din ce în ce mai săraci în informații, pentru cei, știi cum e, asta s-ar putea să fie bine, poate ducem și noi episoadele undeva la Bă, Doamne ajută. Doamne ajută. Eu voiam să mai spun ceva apropo, scuze. Nu o să avem surse primare, dar o să avem pe istorici ăștia mai moderni și mai contemporani care s-au aplecat asupra perioadei ăsteia cu destul de mult succes. De exemplu, v-am mai spus eu că îmi plăcea dintre toți ăștia moderni, îmi plăcea de Theodor Mommsen. Theodor Mommsen scrie destul de echilibrat despre Domitian și spune că este cumva prototipul despotului luminat, cu care o să ne întâlnim puțin mai târziu în... Deci asta face Domitian. Că sunt alții cărora nu le convine ceea ce face, bă, să fie sănătoși. Dar luate așa la sublupă, punând fiecare acțiune a lui din toate punctele de vedere, religios, economic, militar, administrativ, arhitectural, nu poți să-i găsești foarte multe noduri în papură. Deci prototipul despotului luminat, da, dă-i nu e peste veacuri și o să vedem că sunt mulți care s-au inspirat de la el într-un fel sau altul. Sunt colțuri mai negre, sunt colțuri mult mai luminoase, mult mai pozitive. Sunt o groază de lucruri care pot fi învățate. Mie mi se pare că este un om care înțelege că este în slujba poporului roman, orice ar însemna acest popor. Este primul care are o deschidere mai clară către
cei din afara Romei și ăsta e motivul pentru care după aceea le este atât de ușor unor oameni ca Traian să se remarce pe scara ierarhică romană. Și mi se pare că fără Domitian ceea ce urmează nu are cum să se întâmple. Și ceea ce urmează este epoca celor cinci împărați buni, așa cum îi numea, dacă țin bine minte, Edward Gibbon a venit cu noțiunea asta. Momentul în care umanitatea a fost la maximul ei de înțelepciune și nu știu ce, Gibbon scria pe vremea când nu aveai electricitate, nu aveai foarte multe lucruri, deci nu prea știe ce vorbește. Dar el numește cei care urmează după Domitian, îi numește ca fiind cei cinci împărați buni. Eu m-aș opri și a zice, băi nu, ăsta este primul, Domitian este primul. După ce ai avut un Vespasian care, ok, a reușit să echilibreze niște lucruri, un Titus care nu prea a reușit să facă față foarte bine unor dezastre și singurul lucru pe care l-a făcut a fost să răspundă la dezastre și după aceea să moară. Domitian însă a fost acolo pentru cursa lungă. A stat acolo 15 ani. A muncit, a stabilizat, stabilizat economic, a stabilizat militar, a construit în prostie, a făcut o groază de lucruri, a încercat să readucă un nivel de moralitate publică. Sunt o groază de lucruri care pot fi apreciate la el și cred că fără munca lui Domitian nu ar fi putut nimeni să spună despre cei care urmează după el că sunt niște împărați. Continuitatea, Dorine, continuitatea e bună până la urmă. Uh-huh. Adică poate nu-ți aduce progresul care s-ar realiza în urma unei revoluții, dar crede-mă, nu-și dorește nimeni. Mai bine să ai o creștere continuă și sigură decât să ai niște, nu știu, un zbucium din ăla cum a fost la sfârșitul Republicii sau un anul celor patru împărați ca să-l... Și bine, sunt inevitabile chestiile astea, o să vedem că așa e Imperiul Roman, din când în când va avea nevoie de o resetare, se va termina o dinastie, va începe alta, dar Domitian are rolul lui foarte bine punctat și foarte bine, da, conturat în istorie și na, eu mă bucur foarte mult că l-am descoperit așa cu plăcere, așa cum l-a descoperit și pe Nero, așa cum l-a descoperit și pe Tiberius. Nu știam mare lucru despre ei, dar uite că omul că trăiește învață. Bine, cred că cea mai surprinzătoare revelație de aici, pentru că într-un fel mă cam așteptam ca la Domitian lucrurile să stea așa, poate cea mai surprinzătoare a fost venerația lui față de Minerva, care e zeița înțelepciunii, a justiției și a legii. Și trebuie să recunosc că dacă ar fi să mă întorc în Roma păgână, probabil și eu aș fi asemenea un adorator al acestei zei. Bun, din punctul meu de vedere, dacă mai ai, Sergiu, ceva de adăugat, dacă nu... Nu, mie îmi place mai mult Atena din mitologia grecească, în rest e ok, sunt de acord cu tine. Păi, eu Minerva, are și un... îmi place numele, știi, e foarte fain numele ăsta. Și nu are nume de oraș, ceea ce are și un avantaj. Nu, eu zic că să încheiem onorabil, ca să nu ne mai dăm cu stâncul în dreptul, că da, concluziile au fost bune, n-are sens. Concluziile au fost bune, da, exact. Să plecăm cât suntem în formă. Nu uitați să ne urmăriți pe podcastdeistorie.ro, facebook.com/podcastdeistorie. Am început să punem episoadele pe YouTube, deci este un playlist care crește. Undeva pe la sfârșitul lui noiembrie o să ajungem la zi cu episoadele, pentru că am reușit să fac upload pentru o mare parte din ele și o să ajungă să fie publicate până la sfârșitul lui noiembrie. Așa de mult durează, n-avem ce să facem, nu putem nici să punem 100 de episoade deodată.
Bun, unde altundeva? patreon.com/podcastdeistorie dacă vreți să ne sprijiniți în efortul pe care îl facem. Mulțumim celor care deja o fac și da, o să continuăm cu povestea. Cel mai probabil în episodul următor o să continuăm cu povestea lui Nerva, apoi o să vorbim de Traian și după aceea facem așa o întoarcere. Dacă, evident, nu știu, Sergiu, parcă și tu erai de acord cu planul ăsta. Da, da. Facem o întoarcere și ne uităm din nou peste Daci. Probabil atunci când o să ne uităm peste Daci o să luăm așa vreo săptămână, două în plus ca să ne schimbăm sursele și să ne informăm ceva mai bine înainte să intrăm în niște episoade care zic eu că le așteptăm cu toții, inclusiv noi. Deci inclusiv noi așteptăm episoadele astea pentru că într-un fel sunt la fel de surprinzătoare ca și pentru voi când le auziți pentru prima oară și pentru noi multe lucruri vor fi probabil la prima informare, să zicem așa. Îmi place să cred că au înțeles deja ascultătorii noștri că aceste episoade nu se produc așa doar pocnind din degete, e nevoie de mult efort intelectual, trebuie să ne concentrăm, trebuie să studiem, să ne luăm notițe, să le contextualizăm, să le înțelegem, pentru că dacă nu le înțelegem nu știm să vi le spunem în așa fel încât să le înțelegeți și voi. Așa că aveți răbdare, aveți puțin pică răbdare, pentru că și istoria are răbdare cu noi, cu toată lumea. Și pentru cei care ne spun cât de lungi sunt episoadele, că sunt 2 ore 40 acum, vă zic sincer, când mă uit peste ce am vorbit, peste episodul ăsta, sunt fantastic de multe lucrurile pe care nu le-am băgat înăuntru. Deci să ne iertați, dar până la urmă este un documentar destul de lung. Am ridicat ștacheta mult prea sus și acum trebuie să sărim de fiecare dată exact. Peste. Exact, asta este cheia. Dar o facem pentru că merită și pentru noi și pentru cei care ne ascultă. Mulțumim că ne ascultați. Dacă vreți, trimiteți recomandarea mai departe către prietenii voștri care poate vor și ei să asculte. Cum ziceam acum, ne găsești și pe YouTube. Și da, până data viitoare, să aveți zile frumoase, călduroase și pline de bucurii. Ciao. Numai bine, salutare.